Cum îi cheamă pe băiatul ăla? Cazacul campion. Fă o promo de microfon. Cazacul campion 2021. Să fi dat track de ceva timp. Cu asta se ceamă. Merge știi? Camera, da. Da, n-avem nimic cu nimeni. Suntem aici la un nou podcast, de data asta cu domnul Vlad Neaga, campionul antitre de la MotoRC, adică MotoGP-ul de România. Și nu MotoRC, că mă stresează Mihai Chiriță și așa că o să-i zic OMV Max Motion MotoRC, campionatului, ca să fie toată lumea mulțumită, toți sponsorii liniștiți, toată lumea fericită. Am zis și de ăla și de ăla și de tine și de toată lumea și de casa, cum am zis chiar dacă nu era cazul. Facem podcastul ăsta ca oamenii să te cunoască mai bine, implicit și eu să te cunosc mai bine, că ți-am zis, făceam confuzia de care ai auzit înainte să filmăm. Și mie îmi plac așa copiii ăștia care vin și dau ei cu pista în cap, știi, altora și ăstora grei și ăstora care sunt ei titrați și fac și nu știu ce. Și eu am auzit vorbe așa, chiar dacă nu sunt mega pasionat de cursele de motociclete de la noi, că mă uit la MotoGP, MotoGP-ul e MotoGP, nu există oriunde ai fi de MotoGP, dar vorbea lumea, nu? A venit unul de afară, cu bani, cu cursuri, cu s-a dat afară, domne, și de-aia știe, de-aia ne bate și nu știu ce și nu știu cum. Zii tu care e varianta adevărată. Eu chiar nu știu vorbele astea, nu cum le aud și eu. Da? Vreau să... Mulțumesc pentru invitație, am fost și eu surprins. Mare drag. M-am uitat și eu pe net, ca să-mi fac puțin temele. Înțeleg că tu ești surprins, că ești campion și nu te bagă lumea în seamă. Asta înțeleg eu și e normal să fii surprins, dar lucrurile bune au nevoie de puțin timp și o să vezi că o să se așeze și o să vezi că o să te bage lumea în seamă și emisiuni și, nu știu, televiziuni poate și sponsori de ăștia mai mari, că sunt ferm convins că ai nevoie. Dar mai ai nevoie de un pic de timp. Eu știu, câți ani ai tu? 21, imediat 22. Imediat 22. Luna asta. Mulți înainte. Mulțumesc. Ai toată viața înainte și ai tot timpul și e normal ca la 22 de ani să fii mega agitat și să vrei. Băi, am ajuns, am făcut rezultate, hai, când vin virginele alea 99 ore? Știi? Când se întâmplă treaba asta, știi? Dar eu cred că cu timpul și cu muncă și cu răbdare lucrurile se vor așeza. Povestește-mi tu acum, că eu vorbesc mult. Povestește-mi tu cum a început cariera ta în motociclism, să zicem. Cum, de unde ai plecat? Pur și simplu. Da, a pornit ca un hobby. Țin minte și din ce povesteau părinții, eram un copil care voia să facă toate sporturile, a încercat o mulțime de sporturi. Cred că am început cu gimnastică, eram foarte bine, nu prea mai țin minte bine. Am făcut câteva luni, m-am lăsat. Am făcut judo, ceva timp m-am lăsat. Am făcut înot, ceva timp m-am lăsat. Am făcut box, am făcut mai multe, trebuia să fac și tenis, o mulțime. Și tatăl meu era mult plecat în acea perioadă, mergea la diferite locuri din țară cu job-ul, cu munca. Și îl vedeam, oricum lucra de la 8 dimineața până la 10 seara și în weekendul mai era și plecat. Și s-a gândit el este din Munții Apuseni, de lângă Brad, copilărit... zona aceea muntoasă și mai mergea și cu vacile când era mic, când uitau părinții. S-a gândit la 40 de ani, cum o să mai ajung eu în locurile alea, să merg unde mergeam când eram copil. Nu prea mai vrei să mergi pe jos, s-a uitat pe net, uite, motoare de cross. Bă, hai să încercăm, nu știam niciun motociclist, nimic. Și s-a gândit, ok, hai să iau și lui Vlad un motor, mergem împreună un weekend, deci totul așa de fun. Și ca așa a început, eu am vrut, eram puțin mai înalt decât majoritatea copiilor. 8 ani. În decembrie 2008 ne-am luat motociclete. Deci era și iarnă, au venit, dar nu ne-am putut aține, gata, merge pe zăpadă direct. Deci da, direct nisese cu motoarele am mers. Era normal. Eu eram destul de înalt, cum am zis, am vrut un motor mai mare, deci în 6 luni mi-am luat un 85, doi timp. Și am vrut la cross, hai circuit, tot timpul am fost atras de chestia asta, de sărituri. Ai fost atras de sărituri sau de competiția în sine? Încă nu participați la nicio curs, pur și simplu de circuit.
tata voia să se plimbe, mai mult a zis, hai să mergem și la circuit. Păi am avut prima accidentare, am sărit prea tare, mi-a rupt clavicula, la 8 ani. Adică sărit prea tare și ai aterizat prea departe. Am aterizat în cap, cum ar fi. Da, aia a fost. Și prima mea accidentare mai serioasă. Da, la 8 ani. Nu te mai lăsăm să te intre. Era și maica mea de față, îți dai seama. Nu, da. Niciodată nu te mai dădeai, nici nu vedeai motociclete, nici la televizor n-aveai voie să te uiți la ele. Și ții minte că în drum spre spital, adică eram așa cu lacrimi în ochi, atunci a fost prima oară când am văzut stele verzi, da, și am zis, tata, dar n-au fost verzi, au fost alb negru. Ok. Și am la spital, a fost clavicula ruptă, am stat cu mâna prinsă, am avut operație tot ok și în timp ce eram cu mâna așa, am întâlnit pe Remus, care lucra la Nomad, la un magazin de piese, și ne-a zis de supermoto. Și ce e la supermoto? Păi uite, e un motor de cross, e cu roți de asfalt și mergi pe circuit. Bă, interesant. Am mers la o cursă, am mers la Caransebeș, când se organizau cursele pe aeroport atunci. Mi-a plăcut. Hai și ăla. Mi-am dat jos bandajul după câteva luni. Și am mers la supermoto și am vrut la curse neapărat și tata a zis, bine, hai, îl duc și eu la o cursă și gata, să se lasă de toate sporturile ca până acum. Și la prima cursă am ieșit pe 2 și la a doua la București am câștigat-o. Și eu a zis, uite, hai să-i dăm înainte. Atunci. Și el tot timpul a fost pasionat de mecanică. Cum ai câștigat? Adică, cum? Erai talentat? Era o ea slab, rău de tot? Cum ai făcut? Adică, cum? În prima ei depășit s-a părut ție așa normal, nu? Da, cu ochelari, eram mai mic și nu știu, aveam și puțină burtică atunci, da? La genul de copil, așa mai chubby, poate. Și am mers la București și țin minte, n-am mers foarte bine din prima, că era un circuit nou, dar m-a lăsat tata să merg cu băieții mai mari un pic. Probabil m-am luat după ei și pur și simplu m-am relaxat, a fost tot ok și am câștigat. Ne-a doua curs. Chiar a fost cineva și un tată de copii, zicea, dacă vine cineva așa și ne bate din a doua cursă, bă, nu știu ce să zic despre. Dar aș fi ieșit campion național, dar n-am fost la prima etapă și am ieșit vicecampion. Ceea ce va urma să ies de 3 ori vicecampion până să trec la clasa de 4-50, când atunci am reușit să iau primul meu titlu național la supermoto. Pur și simplu așa. Chiar zicea și tata, nu te mai saturi să ieși pe 2, nu? Ieși tot odată pe 1. Și cum era? Cât de frustrant era să te ieși pe 2? Pentru tine, mă gândesc. Nu știu, adică... De obicei sunt, și eu și tatăl meu sunt destul de așa harsh, onas, și ziceam, locul 2 e primul loc pentru pierzători. Primul pierzător, da. Într-adevăr, da. Și, bineînțeles că, îți dorești. Am norocul că el este foarte... Este ambițios și este și încăpățânat. Fie așa, Capricorn și eu leu. Și... În 2015 a venit primul titlu după ce a trebuit să înving pe mentorul meu, cum ar fi de atunci. El avea 40 de ani, eu aveam 15 ani, se pare, și totuși. Mi se părea imposibil atunci, sau că e foarte departe. Sau nu știu când voi reuși eu să fac acest lucru, dar și-am reușit din a doua etapă. Și când l-ai bătut, s-a părut că n-ai făcut niciun efort, nu, ca să-l bate. Adică nu ți-a părut că... Nu știu, n-a fost chiar așa ușor. N-a fost? Dar... Chiar unor stai așa și mă uit peste ani și ani și da, după 2 ani, după 3 ani, nu mai părea chiar așa de greu. Sau, ce se părea imposibil atunci, acum nu se mai pare chiar așa. Apoi, poveste lungă, am fost în campionatul mondial de supermoto în 2015-2016. Deci vezi, că vorbim, sunt bune? Da. Domne, da. De afară s-a antrenat cu ei, omul. Nu? Eram cel mai mic și... de acolo și prima cursă a fost la Jerez de la Frontera. Deci 3000 de kilometri direct. Nu sunt toate. Rupe bugetul. Te duci cu mașina acolo sau te da, duci am mers cu eu am mers cu avionul până la Valencia, tatăl meu a mers cu mașina și de la Valencia mai mers cât 6 ore cu mașina până sud de tot, Jerez. Și când am văzut acolo ce-au venit aia cu tirul, cu tot. Și voi cu mașina cu remorcă, mă gândesc. Tot așa. Și erau 32 la start și... La spaniolii sunt foarte deschiși, la ei întreg fenomen. Au închis o parcare din aia într-un parc, au pus valoți de paie și dă-i și lume și lume și plin. Și apoi a urmat celelalte curse, două în Italia, una în Polonia. Mergeam cu tatăl meu, are și acum un T5, un Volvo din aceea din 96.
alea, mașinile care nu mor, de obicei, motoarele foarte bune. Și acum când ne gândim cum mergeam, eram inconștient. Deci mergeam eu cu tatăl meu, pentru că la un moment dat n-am să terminau banii, doar noi doi, până în Polonia, cu remorca, după noi. El conducea tot drumul, eu așa, uneori mai avea din aia, de trebuia să se oprească pe drum să doarmă. Știi cum taxele pe autostrăzi în afară, mai ales în Italia, e foarte scump. Plătești când intri și nu știi cât plătești când ieși. Da, corect. Și când ne întorceam acasă după cursă și așa, mai rămâneau 20 de euro sau ceva de genul. De gândeam dacă se strica mașina asta, dacă aveai nevoie de orice, ce era o ți-ai acolo, da, e puternică pasiunea, știi, și e frumoasă. Și în Polonia chiar s-a stricat Volvo, dar s-a stricat bateria. Motorul nu, deci am cumpărat altă baterie. Da, și mai trebuia să fie o cursă. În Spania n-am mai avut buget, dar n-a fost o experiență foarte faină. Și, de adevăr, când am venit înapoi, am simțit că m-am schimbat și am evoluat mai multe privințe. Clar, automat că mergi acolo, vezi toate lucrurile alea, vezi cum sunt oamenii aia, poate cum se pregătesc, poate cum se pregătesc mental înainte de cursă, poate cum se pregătesc fizic înainte de cursă, vezi ce echipamente, vezi ce anvelope, vezi ce costume, vezi ce căști, vezi ce tot felul de lucruri. Dar zi-mi cum te ajută Supermoto la super sport. Supermoto, după părerea mea, motocrossul este baza motociclismului. Cum ar fi așa, cine poate să facă motocross poate să treacă la alte ramuri sportive foarte ușor. Okay. Și supermoto este clasa între motocross și viteză. Deci poți să experimentezi foarte ușor derapaje, pierderea aderenței, pentru că supermoto înseamnă și 25% off-road și mergi cu slicurile pe pământ. Deci ce este mai nasol decât asta? Da, am mers. Deci, am avut prima motocicletă, a fost supermoto. Deci ești obișnuit să-ți plece spatele, să căzăturile nu sunt așa de serioase. Da. Pare rău. Mergeam cu anvelopul uzat. Când plăcea că plecam de la semafor, știi? Da, a fost primul tău os rup sau? Ligamente, sau nu oase. Ah, okay. Deci n-ai os rup? Nu, am scăpat, e ok. Dar, da, ți-am zis, mergeam cu anvelopa aia tocită, când plăcea mie că plecam, îmi puneam frâna spate, mă opream lat, eram în filmele mele, nu, știi? Până când m-a rezolvat unii de tramvai la 20 de km la oră, am căzut. Se întâmplă, mi-a rușit degetul. Am scăpat. Degetul mi-a rupt, am dat cu pumnul, nu, și alte probleme la cap. Dar nu cu motoreta. Am trăit, da, niște senzații cu motocicleta. E foarte tare, foarte tare să te plimbi așa pe drum și peisaj, și să te înclini și frumos la munte și nu știu ce, dar eu spun că nu merită prețul plătit. Nu merită. Adică ce ți se poate întâmpla din, nu știu, neatenție, din pur și simplu, știi? Granița e prea mică să rămâi paralizat sau să mori sau să, nu mi ferește, să ți întâmple ceva și eu cred că nu merită prețul plătit, adică orice satisfacție ți aduce motocicleta, gen plimbă-mă și pe mine, ce motocicletă ai, ce vorbeam de fete, de toate avantajele astea, de probabil prietenii tăi, băieții din cartier care se uită ăla, nu? Adică eu întotdeauna m-am uitat la motocicletele astea, Super Spyder 1, GSX-R, CPR, Repsol și așa, le vedeai, erau frumoase, arătau, nu, aia pe motocicletă. Nu? Marfă. Eu pentru oraș am un scooter de 1.25. Pentru că și eu știu că riscul este destul de ridicat, însă are parte foarte frumoasă și cred că dacă respecti limita, de fapt, problema este că e foarte greu să respecti limitele când motocicletele sunt așa faine și așa puternice. Aia e, de fapt. Că, într-adevăr, dacă merge cu 60 prin minute de 60, șansele sunt, da. Dar e greu să mergi când în viteza 1 poți să atingi 140 la oră cu viteza mele. Da. A doua 200? Da. Păi da, v-am zis eu acum la circuit, a doua tot circuit, adică și dădeam a doua și îmi doream să ajung la capătul a doua, zic să fie 189, trebuia să las gazul, că trebuia să frânez, eu trebuia să frânez, nu voi, eu trebuia să frânez de nu știu unde, știi? Dar, da, e foarte... experiența asta pe circuit a fost prima mea experiență. Noi am venit de la circuit acum, unde a fost un eveniment cu motocicletă de viteză de 1000 de centimetri, Yamaha, R1. Suntem obosiți, mâncați. Suntem mâncați, obosiți, da. Nu știu ce, transpirați, că se mai vede pe mine. Și de asta discuția merge în direcția aia și a fost prima experiență de circuit. Am fost cu supermoto pe circuit la Bacău. Da, și am fost, mic. am avut. Da, și m-am dus cu supermoto. E fain Bacău. Destul de greu de depășit. Am avut lupte interesante cu campionul Ungariei. Eu nu. La mine nu se punea problema de depășit, Doamne ferește, adică nu. Dar mi s-a părut că m-am dus acolo
Eu m-am dus cu asta, cu XT-ul 660, care era un supermoto, nu un supermoto, ușor. 660 mai, știi, deci mai tu e tare 660, cuplu mare. Noi mergem cu 450. Cuplu, deci... sunt de acord cu tine, dar uite, DRZ-ul de 450 sau erau venise niște băieți cu zvarna în doi timp, cu, erau mult mai manevrabile decât vaca mea, care dacă înclinai la un anumit punct, nu mai puteai să o ții, efectiv, și îți cădea din mână. Și eu am stat acolo, bine, povestea e lungă, am plecat cu mașina, cu jeepul, cu platformă, tot timp ochii în oglindă, să nu cadă motocicletele, că nu știam să le ancorăm, să nu știu ce, am zis, fără ai conținut vara, Bacău, Teranul, 90 la oră, pe drum, haos. Și eu îmi imaginam că ajungem acolo la circuit și sunt băieți mulți, cu motociclete, cu... Plin, și a fost plin, nu aveai loc să te pui, așa? Nu, erau noi și noi eram acolo, o căldură incredibilă. Ne-am intrat spre seara așa pe circuit după amiază, acceptabil, și am început, wow, frână, stânga, piciorul, trei tururi, zic, băi, am obosit, ce fac aici? Nu mai putem, nu mai aveam suflet. Dacă ai rezistat trei tururi, bine, totuși. Am rezistat trei tururi, dar îți dai seama că... Și eu la cross circuite cu nisip grele, de două ture maxim, după aia nu mai. Deci nu mai puteam, zic, bă, frate, ești nebun, zic, bine, să ne relaxăm aici, să ne dăm, să ne distrăm, să ne nu știu ce, zic, nu mai pot. Dar ai și dormit bine. Noaptea aia după. Da, pe jos. Că eram trei băieți într-o cameră de două persoane acolo la circuit și am dormit pe jos, băieți, în pat. Ne-am descurcat. Dar nici de cum n-a fost experiența la care mă așteptam eu. În schimb, am mers cu motocicletele alea supermoto de 2,5, în sfârșit cu zvană și mi s-au părut KTM, tot așa, gaz, cu roate, la mine, asta. Și mult mai manevrabile și așa, și îmi plăcea foarte tare supermoto că aveam avantajul de a pune piciorul jos și mi-era foarte ușor să controlez cât de înclinată e motocicleta, mă țineam în picior și veneam cu ghidonul și la viteză poți să pui genunchiul, potul. Sunt de acord cu variante am pus și eu azi, am pus și mi-a rămas genunchiul în spate, înțelegi? Am pus și genunchiul meu, zic să iau costumul, potul că a rămas acolo, știi? Da, sunt fel convins, dar e mult mai greu decât la supermoto. Adică supermoto îi dau acum lui Marius, supermoto și pune piciorul jos și se înclină pe viraje și mă bate pe mine. Cred că pe viraje. E viteza mai mică, riscul e un pic mai mic. Adică mergeam pe cheia și băieții cu super sport le dădeam palme pe casă. Pentru ora și cel mai bun supermoto și cel mai manevrabil. Și... extraordinară. Dar la un moment dat am zis, băi, nu e suficient. Că mă duc, ăia treceau cu tricou în cap. Cu șlapii și cu tricou în cap la 300 și eram cu bărbia pe rezervă și aveam 165, asta era tot ce puteai, știi? În sfârșit. Bun, ai fost în campionatul de supermoto și după aia cum ai făcut pasul la supersport? Supermoto, deși probabil este cel mai spectaculos sport, pentru că poate să fie organizat oriunde, în centru orașului, prin niște... un gard, o chestie în orice parc o să fac. Pui și asfalt, pui și cadam, pui și ce vrei. Nu mai era așa de bine popularizat, nu doar la noi, ci și așa pe plan mondial. Și, de exemplu, nu știu cine e campionul mondial de la supermoto, dar pe la de la viteză știi. Da, ok. Și, na, înduream să facem și pasul acesta. Și atunci a venit Alex, Sechei, un băiat care mi-a scris pe Messenger ce cizme să-și ia prima oară de supermoto. I-am zis, i-am dat sfatul, i-am zis, ia cizmele mele, dacă pot. Și am venit, am vorbit cu tatăl meu, purul de treabă, numai bine aveam, chiar atunci era, am schimbat motocicleta și aveam o motocicletă, cum ar fi, de rezervă, pe care voiam să o vindem, am cumpărat o motocicletă, a venit la noi în echipă, super ce fain și eu mă dau la viteză, la Enduro SBK. Și cu ce motor vine? Păi cum, BMW, cu nu știu ce. Eu nu prea eram încântat de vitezane pentru că mă dădusem în 2011 cu ceva coji, cum ar fi. Erau foarte grele, foarte slăbuțe și am rămas cu ideea că vitezanele sunt grele, nu sunt manevrabile. Au ele top speed acolo, dar nu... Tu venind la supermoto. Da, unde e cuplu și te ridică pe roată în orice treabă. Da. Și totuși am fost curios, nu, uite că BMW nou, că nu știu ce arată fain, motorul lui, nu știu, și am mers la tapă de Roy SBK și am venit să mă dau și eu bine. Bă. Și am rămas profund impresionat, ca și tine, când ziceai, bă, am 140-180 la oră și, na, o tras până acum, dar, na, cam gata, e pe finalul puterii lui, și apoi puneai mâna și în a treia și te lăsa în spate și...
nici neobișnuit. Acum poate nu mi se mai pare chiar așa tare, dar atunci prima senzație și la 180 la oră. Păi a fost senzația mea acum pe linia. Mi-era greu să merg pe linia dreaptă. Mi-era greu să, adică preferam mai repede virajele cu a doua, că o mai încropeam eu, mai puneam frâna, mai dădeam gaz, mai nu știu ce, decât linia dreaptă ce... unde... Linia dreaptă, bă, e simplu, nu? Și pe linia dreaptă e singurul loc unde te poți relaxa. Da, în sensul e, să mai o mână. Da, de, e simplu, nu? Pe linia, nu era simplu. Să respiri, să faci... Da, nu era simplu. În primul și în primul rând n-aveam mâna pregătită să pot să-i... Da. Simțeam că nu pot să-i dau tot gazul. Da. Știi? După aia... Bine, aveau și accelerația lungă, motocicleta. La curs e un pic mai șor. Ok. După aia simțeam că nu schimb nicio treaptă bine. Deci nicio treaptă, prima intrare pe linia dreaptă, nu am putut să prind Yamaha aia, capra aia. Nu s-o prind, era știi că schimb mai bine, trebuia să-i dea odată la decuplare până făcea tu și ziceai, a, bine, schimb un pic mai repede. Am vrut. Acolo, așa Yamaha R1M, am vrut. Am zis, odată pe linia dreaptă, o treaptă, s-o dau limitare. N-am putut. N-am putut, schimbam eu, creierul meu schimba. Din piciorul, schimbă, nu? Schimbă, că murim. Schimbă că cine se întâmplă, da. Dar sunt fel convins că ține de exercițiu. Hai. Sunt fel convins că ține de exercițiu, sunt fel convins că dacă faci multe, multe, multe antrenamente, multe intrări pe circuit, mers, 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 cu acumularea de kilometri, îți va fi mai ușor să te înclini, să te lași, să pui genunchiul, să înțelegi, să vezi, să nu știu ce, să nu știu. Exact așa e. Prima oară mi se păreau foarte multe lucruri de făcut la viteză, mai ales că mută-te în spate, pune coatele în interior să fii mai aerodinamic, schimbă vitezele, capul jos, dar dacă te antrenezi și timpii buni și viteza vine atunci când asta intră în reflex și nici nu te mai gândești la lucruri, sunt by default. Sunt by default, da. Te gândești la cu totul și tu altceva. Te să gândești trag, nu când să trag, frânezi, vine ăla, nu vine mai ala. Târziu, pleacă, nu pleacă fața, ba, nu a plecat, ok, acum accelerez cât mai devreme, cât mai tare și cam asta și repeți asta până. Și apoi la final te gândești să am un tur perfect, să nu faci nicio greșeală. Nici o greșeală pe tur, da, ca să ai un timp bun. Și... Uite, de exemplu, la mine a fost ciudat, am de multe ori, mi se pare că mai foarte tare și acum scot cel mai slab timp și de fiecare dată când scot un best sau mă îmbunătățesc, zic, ai se putea un pic și mai bine. Nu a fost ideal, n-am scos până acum un tur să zic, da, bă, frate, a fost... Ăsta a fost ce am putut eu cel mai bine, da. Au fost tururi în care am zis atât s-a putut pe moment, am scos ce am putut, dar n-au fost besturi. Știi? Adică atât am putut să scot acum, dar când am fost într-o formă bună, a fost ziua mea bună, a fost motocicleta setată bine, mă. Atunci am zis tot timpul, a fost bine, dar se pare că se putea un pic mai bine. Când vii la circuit, ai aceeași stare tot timpul? Ești tot timpul același pilot? Adică vorbeai de zile. Și vreau să le explicăm oamenilor că tu poți să fii antrenat, poți să motocicleta să fie foarte bine pusă la punct, dar să ai o zi proastă. Să ai o zi proastă, efectiv. Exact. Cred că asta face diferența între un amator și un profesionist. Că amatorul vine să se dea de fan. A, uite ce fain e afară, mă duc cu motorul, mă plimb, mă distrez, nu știu ce. Dar dacă plouă sau, știi, am mâncat ceva, nu mă prea simt bine, nu te duci cu motorul, logic, nu? Da, dacă ești profesionist și duminică la ora e cursa, păi trebuie să fii în formă maximă, atunci nu contează că plouă afară, că e praf pe circuit, că n-ai dormit bine, că te doare mâna, trebuie. Și uneori, da, nu este fan, s-a întâmplat de câteva ori posibil să... Există zile că n-ai chef, știi? Asta dar trebuie să o faci, atunci... N-ai niciun motiv pentru care n-ai chef. Da. Că n-ai un motiv, ai certat cu părinții, cu iubita, cu prietenii, nu, totul e perfect, dar n-ai chef, efectiv, e o zi proastă. Dar atunci, din fericire, mă gândesc la fani, la Instagram, la copii care nu au posibilitatea asta sau care, wow, uite ce tare, și atunci mă gândesc cum să nu mă dau eu atunci sau cum să mai simți foarte vinovat să nu dau tot ce pot, pentru că până la urmă de aia mergem acolo. Mi-a zis și tatăl meu de la o vârstă foarte fragedă, mergeam la antrenament tot așa, la cross, așa, și o dată mai știu, tot ziceam, a, nu-mi place aia, că nu știu ce, că nu știu ce, și atunci a zis, știi ce, dacă venim aici să facem performanță, să ne dăm, dacă nu-ți place, nu venim, dar și nu mai facem performanță, nu mai mergem la curs, mergem, ne dăm de fan și așa da. Tot. Și atunci am înțeles, ok, aici e diferența între astea și... Mergem cu facile acolo unde you need to make the best out of it, orice ar fi. Și mai ales acum, în campionatul MotoRC, crește nivelul, trebuie să depui și mai mult efort și nu m-aș ierta pe mine pentru că să nu dau tot ce pot când văd că echipa face tot posibilul, toată lumea muncește, toată lumea muncește din echipă și cum ar fi, o să zic, a făcut-o mai tare, dar... Uneori, da, nu merită să-ți asumi un risc pentru poate o secundă în plus, dar...
Când îți dai 100%, să zici, da, am fost am tratat-o ca pe o cursă, ca pe o competiție. Anul trecut ai și campion, da? Deci sezonul trecut campion cu Suzuki. România sau OMV Max Motion Motoer, ce văd că merge în direcția BMW? Toți băieții și la circuit, piloții și așa mai departe, și Stamate, bună Stamate! Și-a schimbat Kawasaki-ul pentru un BMW. Toți laudă marca asta și spun, domnule, este extraordinară, face, drege, cum virează, cum accelerează, cum merge, ce diferențe. Eu, în viața mea, între mașini și motociclete, cele mai mari diferențe le-am observat la motociclete. Eu nu sunt genul care simt că ai altă anvelopă, că da, aici mă stă, aici o simt. Nu, sunt mai țărat, eu sunt mai țărat, nu simt lucrurile așa ușor, știi? Dar la motociclete am simțit foarte tare diferențele între o motocicletă uzată versus o motocicletă mai nouă versus o motocicletă cu tehnologie nouă, cu manșoane încălzite, cu ABS, cu SP, cu nu știu ce. La motociclete mi s-a părut că se simte foarte repede chestia asta, cum accelerează, cum merge, cum schimbă vitezele, ușor încet, spre deosebire de mașini care nu prea îți dai seama de lucrurile astea, știi? Nu faci diferențele. Cum ai reușit tu cu Suzuki să-i bați pe ăștia cu BMW? În condiția în care ei spun că, domnule, BMW este extraordinar și uite ce faci, uite ce drept, uite, m-am schimbat de pe Kawasaki cu BMW. Tu ai fost azi la circuit, ai dat și cu BMW, te-ai dat și cu Yamaha, nu? Te-ai dat cu BMW, da. 1000 RR, te-ai dat cu BMW M1000 RR sau nu te-ai dat? Doar cu M-ul și cu R1-ul. Bă, sincer, pentru tine chiar alea trebuia să fie singurele motociclete cu care să te dai, adică, știi? Sunt campion, eu sunt campionul. Ce aveți cel mai tare? Cu astea merg restul meu. Adică, jur, nu, așa mi se pare normal. Cum ți se pare față de Suzuki-ul tău? Ce te-a făcut să alegi Suzuki și ce faci mai departe? Da, deci toată lumea asta a fost. Dar cum de ales Suzuki? Cum de ales? Și răspunse... Nu... Și Suzuki, care, scuză-mă că te întrerup, dar la noi aici în București, da? Era cea mai proastă. Adică Suzuki cu Kawasaki erai fraierul fraierilor. Ce te rău, Suzuki? Ce că a fost GSX-R-ul din înainte de 2010 a fost votat cea mai bună motocicletă de stradă. Sunt de acord cu tine. Eu, ca imagine, ca ce e în capul oamenilor, nu neapărat. Oamenii nu au, nu știu, cele mai adevărate idei sau cele mai corecte. E pur și simplu de ce se tipărește în capul lor, știi? Ca să-ți răspund la întrebare, nu noi am ales Suzuki, ci cred că Suzuki ne-a ales pe noi. Ok. Cum de-ai ales Suzuki? Bă, n-am ales. A fost, să zicem, varianta care a fost să fie, așa. Adică voi... N-a fost prima variantă, sincer, n-a fost prima alegere. Care a fost prima alegere? Honda. Nu știu ce am văzut. Honda. Nu, Kawasaki. Kawasaki. Cum dracu? Pentru că mă dădusem pe Kawasaki la 600 când am ieșit campion balcanic, probabil, și am zis, hai că rămân pe. Plus că, virgulă, Kawasaki-ul nu se implică în MotoGP. Corect. Și așa că toți banii merg în Superbike și Superbike-ul este mai apropiat de ce putem cumpăra noi decât prototipurile din MotoGP. Probabil și de aceea. Și nu s-a putut și nu s-a putut nici marca aceea, nici Honda, nici aia și... Ai ajuns la Suzuki. Și a fost așa și de fapt, și cum a fost? În anul ăla mă și chemase o prietenă, hai work and travel în America, că e fain, că nu știu ce, am zis și eu, bă, ma, fain, hai că... Și am zis așa, dacă primez motocicletă, așa, nu mă mai duc. Dar erau șanse mici. Și dacă primesc, merg în moto. Știam ce înseamnă asta. Pentru timpul verii pierdeam un sezon direct. Și, na, hai, mergi, stai să zic, stai să zic în decembrie, zic în ianuarie. Și în ianuarie venit motorul, zic, bine, o fi un semn, hai că nu mă mai duc. Și nu a mai fost? Duc. A fost semn? A fost. Adică nu prea ne gândeam că... Stai că nu avea potențialul financiar să zic, uite, ia, mai ieși campion, pot fi motor la 1000. Eu voiam tot timpul, normal, aș fi vrut să încep cu 1000, dar... Dar trebuia să trec și prin clasa de 600. Băi, eu cred că e o experiență bună. Nu știu dacă era chiar ok să încep cu 1000. Da, adică, da. Cred că... Din fericire, am oameni apropiați care îmi dau sfaturi bune, care îmi vor binele și eu îi ascult. Și, ce facem mai departe? Continuăm cu Suzuki? Ai mers cu BMW acum la circuit? Repet, oameni, ce-am făcut până acum? De ce nu am luat BMW? Ce s-a întâmplat? Unde am trăit? Eu nu te întreb că gata, mâine schimbăm BMW-ul. Cam înțeles situația financiară. Nu e roz, nu ești copil de bani, gata. Nu s-a pus problema de chestia asta. Adică nu,
Nu că ar fi ceva rău să fii copil de banca tata, nu ești, înțelegi? Dar ce face? Adică cum ți s-a părut BMW versus Suzuki? BMW cu siguranță se implică cel mai mult în România. Mă bucur asta, îi admir pentru asta. Nu am apucat încă să testez o motocicletă pregătită de curse, deci sunt cam în aceeași situație ca și tine, pentru că eu până acum n-am mers cu vitezană pe stradă, pentru că n-am avut nici AU până acum, unde să merg cu ea. Corect. Când am primit Suzuki, uitai că mi-a făcut rodajul, 2000 de kilometri pe stradă, eu nu puteam, n-aveam AU. Deci sunt în aceeași situație ca și tine și cu siguranță suntem deschiși la oportunități, dacă... Ai încercat cu BMW, n-ai zice nu. Da, nu înțeles. Deci dacă vreți la BMW așa, deci ți-o să fie campionul pe BMW. Adică... Nu? Nu? Adică... Nu? Adică... Dacă nu campion, cine? Adică cine? Ăla după 4, după... Nu înțeleg. În sfârșit, e... Na, stau eu să fac aici. Dar mai sunt și alte mărci. Yamaha, Kawasaki, România, poate... Vor ei să se implice, dacă tot vine BMW la circuit și atât de implicat, poate vor și ei să facă o mișcare, ca să zic așa. Adică erau niște oameni aici care spuneau și dacă ăștia dorm pe ei toți și fac de 5.000 de euro, de ce să fac de 7.000 dacă merge cu 5.000? Că ei dorm. Știi? Poate îi trezim și pe restul și dacă îi trezim pe restul, poate, cum să spun eu, automat crește și campionatul, nu? Dacă... vin companii, dacă bagă bani, dacă iau piloți, dacă e luptă, dacă e, nu? Într-o fel a fost și o provocare și mi-a plăcut, pentru că, ok, am știut că o să merg pe Suzuki, am declarat că mergem pe Suzuki și apoi vin majoritatea cu, da, prea poți cu Suzuki. E bună, dar nu poți cu Suzuki să câștigi, nu ce trebuie, știi? Păi și am câștigat. Ce am făcut acum? Ce facem? Adică o provocare. Băi, da. De că Suzuki poate să și câștige. Am văzut și la MotoGP că Suzuki nu, dar e foarte ok și în World Endurance Series. Și Suzuki, campioană, mi se pare, și anul ăsta, cred că MotoGP a făcut niște valuri pe la MotoGP. Și campion, băiatul ăla cu Suzuki, nu? Anul trecut. Da. Adică nimeni. Mier, pardon. Ce, nimeni. A ieșit nimeni cu Suzuki campion. Știi ce zic? Da. La MotoGP, adică, oh, hello. Și cred că sunt printre echipele care au cel mai mic buget. Cu siguranță Honda are cel mai mare buget. Și... Da, Honda e construită în jurul Marquez, ceea ce îți fără prostie. Da. Strategia lor, Marchez e foarte talentat, într-adevăr. Doamne ferește, nu zice nimeni, dar e și cu o doză de nebunie acolo, știi? Pentru că odată cu vârsta o să plece din nebunie și la tine și o să, știi? Adică, te-am întrebat și la circuit. Mă uit la MotoGP și mă uit și la voi. Noi care ne uităm, nu avem cum să înțelegem ce se întâmplă acolo. Eu nu pot să-mi dau seama de ce tu ai făcut 2 secunde, ce acum tura asta, de ce acum mergi 1.43 când la calificare ai mers 1.39, de ce, știi? Adică... Sper să nu merg 1.43. Adică... Înțelegi? Adică sunt niște lucruri pe care oamenii, spectatorii, n-au cum să le înțeleagă dacă nu sunt mega pasionați, dacă nu urmăresc toate știrile, dacă nu urmăresc toate declarațiile, ăla are degetul rupt, ăla nu știu ce, ăla nu merge aia, ăla încăsetează gume, ăla nu trage, ăla are o strategie, ăla impune un ritm fals, ăla merge mai încet ca să vină aia din spate să-l depășească pe ăsta, să nu știu ce, tot felul de strategii și de nebunii. Și asta te întrebam, cât ești tu la limită, cât mergi relaxat, cât mergi acolo și dacă nu-l prind pe ăsta, nu mai pot. Știi? Adică lucrurile astea nu se văd niciodată, nici la televizor, nici la circuit. Nu, știi? Nu știe nimeni că mai arată și la MotoGP pulsul, că mai arată și dar nu e, nu poți să-ți dai seama când un pilot merge la limită, când acolo e limita lui, asta e tot ce poate el, sau când merge și mai are 2 secunde de unde să scoate, știi? Sau când merge la limită și poate face un record de circuit în timp pe care nu l-a scos niciodată. Sau care e limita motocicletei. Sau care e limita motocicletei, dacă poate. Nimeni nu știe. Da. Tot timpul se poate mai bine, nu? Zici că Marquez merge cel mai tare, frânează cel mai târziu și apoi bate timpul. Zici, deci se poate să frâne și mai târziu. Da. E un cumul de factori și prin mod terce, în campionatele acestea în care nu avem bugete de MotoGP, deci trebuie să luăm în calcul foarte mult și siguranța și how much can you save, știi? Adică Eu nu permit să cad de câte ori cade Marquez. Nici un sfert din cât cade. Da, corect. Da. E
na, uite, bat în lemn, anul ăsta am avut o căzătură, dar oricum a fost în timpul unei etape și a fost foarte easy. Și de obicei încerc să am maxim una, maxim una pe an, mai ales la viteză. Schimba supermoto, puteam să cad. Chiar înainte aveam o vorbă când mergeam, dacă nu cădeai, nu știu, săptămână, două săptămâni, înseamnă că, bă, nu mergi la limită dacă da, nu. Ce asta înseamnă, de fapt? În modul GP își permit să săriște tot timpul, să testeze limita. Aici nu ne permitem. Unii își permit, dar rămân cu urmări în campionat sau accidentări sau etc. Da. Și eu încerc să salvez cât de mult și să, pentru că salvez și bani, termene combustibil, anvelopă, tot, uzura motocicletei, pentru că mai mult sau mai puțin noi suportăm costurile astea oricum. Cât costă? Câte etape sunt la maximum și în valoare? 6 etape. 6 etape. Anul acesta. 6 etape care sunt în România la motorpark. 5 au fost, 5 sunt în România, una a fost în Grecia. Și una în Grecia, da? Ce înseamnă bugetul pentru un an de competiții la tine? Stai că mi-e unul mai bun pe partea de convins, deci nu mă interesează o cifră exactă. Mă interesează așa, ce știi tu, ce crezi tu, ce habar n-am, ce aproximezi multe, tu. Nu știu, să zicem, câteva zeci de mii în cel mai bun caz. În cazul în care nu faci praf motocicleta, în cazul în care nu ai nevoie de motocicletă nouă, să zicem, în cazul în care nu ține există. Cât e o motocicletă de asta de competiție? Așa. De ce e motocicleta în jur de 20 de mii? Sunt majoritatea. Nouă, vorbim de nouă. Da, okay. Suzuki e cea mai ieftină, la 15.000, cam așa. Okay. Și apoi trebuie să-i aduci modificări de câteva mii de ori. Se schimb toba, se schimb carene. Suzuki sau Yamaha sau BMW sau cutăriță nu ți-o vinde de curse, nu? Ți-o vinde ca motocicletă de stradă și tu o modifici. Nu, sunt motociclete mai pregătite. V4R, BMW S1000M. Dar și ele vin pregătite de stradă, cum ar fi cu far, cu suport de număr, trebuie să le dai jos, trebuie să... Na, niște lucruri. Deci trebuie să o pregătești un pic, dacă vrei. Dar să nu înțelegem greșit, se poate merge foarte tare și cu cele de stradă. Adică eu consider că dacă ai anvelope bune și experiență, așa, poți să mergi până în 1.45 și cu una. Cu far, cu tot. Cum o iei din magazin, poți să mergi 1.45 pe circuit. Voi mergeți 1.40? Da, bestul meu 1.39. 1.39.9, știi? Dar nu contează. Avem uneori, am scos 1.40.0 și zicea, dar nu putea să fie 39.9, nu puteai cu atâta 39.9.8. Să... Nu, nu pot. Și am scos 39.9 și apoi am scos 39.8 și zic, na, gata, am scos 8. Să nu zici că e la limit. Bun, foarte bun. Deci anul ăsta câștigi campionatul, nu? Ești pe primul loc. Sper. Ești pe primul loc, nu? Da, în campionat. Da. Acum la câte puncte distanță de locul 2? Mai sper să nu greșesc. 14. Ce 14 și într-o cursă se câștigă 10? Primul loc? 10. 25 primul, 20 de puncte al doilea, 3 al 16-lea. Okay. Da, am înțeles. Deci nu trebuie să abandonezi, ca să zic așa. Mai avem două etape care sunt la motorpark, nu? Da, una în sens antiorar, una în sens orar. Ok. Nu, spuneți că nu îți faci pe lume. Da, sincer, chiar nu-mi place să fiu lider, însă... Băi, am observat și eu, da. E mult mai simplu să mergi în spatele cuiva. A fost atât de relaxant, deci în când am mers băiatul, am făcut, îți arăt niște trase, era simplu. Și chiar, deci am fost lider din prima cursă și prima cursă chiar nu credeam că o să o câștig. Deci toată lumea ne zicea că o să o câștigăm. Ca așa, care poate nu știu tot fenomenul din spate. De și dacă mi-ar fi zis unul că o să câștig cursa, vorba, ziceam, bine, las. De ce? Că te bătea bulgarul? Nu, pentru că am venit cu așteptări mari, dar a și fost presiunea aceea peste iarnă cu, uite, Vlad Neagă, vedem ce o să fac anul ăsta, că să meargă bine, să nu știu ce. Și eu mergeam din amintiri, cum știam eu, că merg pentru 39, însă stai un pic, că nu ai viteza chiar aia între ei. Tu degeaba frânezi la fel de tare, dacă frânezi mai repede și nu ai viteza aia. Și mi se părea că merg tare și nu mergeam tare, de fapt. Și ne-a măcinat asta mult și pe mine și pe echipă. De nu mai știam pe cine să... cui vine. Eu ziceam că e vina mea, toată lumea zicea, nu, eu n-am făcut motocicleta cum trebuie. Până la urmă au mers lucrurile bine. Și atunci am fost lider, însă se pune așa, oricum era o țintă pe spatele meu, clar, că dacă întreb pe cine vrei să bate, pe campion. Normal, da, normal. Și
au fost mulți concurenți direct de-a lungul campionatului. A fost bulgarul, s-a dus. Da, are probleme cu degetul. A fost Cătălin Cazacu, a abandonat etapa aceasta și el. A fost Ionuț Mistode, ceva cu ceva probleme. A fost și Cațan, care a pierdut etapa a doua și tot așa. Și acum... De ce a câștigat Cațan? Nu a câștigat acum. Nu m-am uitat la cursă, nu am înțeles nimic. Ce nu le dupești? Nu, ai fost în spatele lui, jur. Nu? A fost acolo, era greu. Da, așa, așa. Era greu să frânezi un pic mai târziu ca el să te bagi la integrare. Ma, a fost greu că mi s-a blocat mâna și chiar asta a fost problema, nu mai puteam să frânez. E o problemă la... Am avut arma, exact cum am avut Quartararo și chiar acum discutam cu Emil și mi-a spus ceva ce, da, chiar are dreptate, posibil, s-a întrerupt cursa, chiar muncisem, am ajuns pe 1, cu greu, am avut 4 depășiri sau 3 depășiri, am ajuns pe 1 și când am ajuns pe 1 s-a întrerupt cursa, ok, iau de la 0, chiar am plecat de pe 3, am plecat de pe 1 pentru că ce regulamentul. Și în pauză, țin minte că am zis, faceți-mi un pic masaj la mână, că simt că sunt un pic pompată, că era deja cam jumătatea cursului. Și cu masaj și atunci mușchiul s-a relaxat, a zis, ok, gata, efortul, pleați. Și în momentul când am intrat iarăși, am forțat, s-a încordat, nu s-a mai dat drumul și nu mai puteam să se... Am zis, mi-am dat seama că destul de nasol și cam obosit. Cu două? Cu un deget. Okay. Poate era bine să frâna cu două atunci. A fost o situație tipică din nou și a zis, ok, bine, știu că ești obosit, frânăm cât de tare putem, că mai stai tu, da? Și am frânat cât de tare am putut și frânam jumătate încât puteam și zic, ai, nasol. Și cu accelerația a fost nasol și din nou, mâna a fost o problemă, apoi nu-mi schimbasem anvelopa de spate, după am aflat că toți ceilalți concurenți au apucat să schimbe anvelopa. Călcătura a fost un pic cam lungă, a fost așa un cumul de fapt, s-a oprit cursa, și am reușit să depășesc, chiar dacă aveam un mic dezavantaj pe linia dreaptă, chiar am venit din spate, nici măcar nu eram în dreptul lui George când am depășit așa cumva din spate, și apoi am zis, ok, bun, acum mai sunt două tururi, merg și atare. Și când am deschis gazul pe acela, fac un high side pe care și acum ne uităm pe filmări, un pic inexplicabil. Pentru că era motocicleta destul de dreaptă, probabil și roata era, anvelopa era uzată. Și apoi am și văzut, George pierdea ulei din BMW, era BMW, era uleiul de un deget în burtă și văzusem că scotea fum, nu știam dacă din anvelopă, sau clar a ajuns ulei pe tobă, au scos fum, probabil am prășteat pe circuit. Poate fix atunci am prins o zonă mai așa și mă bucur că am salvat acel high side. Bineînțeles, după ce ești așa de aproape, nici te mai gândești. Zice, uai, dacă aș fi făcut aia. Și apoi zice, bine că ai salvat cursa, că n-ai căzut. Și apoi stai și te gândești, da, adică chiar da, stai, tu că, ai stai că ai need to be grateful, și te gândești în sensul ăla, dar nu vezi toate lucrurile bune, da, pe care le-ai făcut și zici că sunt normale de făcut, știi? Dar nu sunt normale, sunt foarte bine, da, că le-ai făcut. Văd lucrurile din punctul meu că sunt foarte competitiv și așa, și apoi ajung acasă la prieteni care îmi zic, foarte, oricum nu puteai, că jumătate de tur, un tur trebuie să te recalibrezi, într-adevăr, cum aveți și creierul, are un șoc. Nu, dacă mergi cu mașina și îți pleacă odată spatele, da, după aceea da, zici, boss, gata, mai încetul. Da, na, corect, poate normal. A fost și chestia, nu, asta mergi cu mașina și vezi un accident. Vezi pe unii care au făcut accident și te liniștește, da, adică nu, și nu trebuie să a, atunci a fost momentul când poate am frânat un pic de vreme, n-am ținut interiorul și George mă știa că ultima lui șansă era ultimul tur și apoi sectorul acela eram eu foarte rapid, am al doilea sector și o să fie. Și-a dorit-o foarte mult. Da. Și tu ai zis, lasă-mă și ce dacă e bun și locul 2. Sau n-ai zis așa? Adică eu așa aș fi zis, lasă-mă, mă doare și mâna, uite, era și cad, e bun și locul 2. N-ai chiar lasă, mi-aș fi dorit, am stat în spatele lui, am zis, na, se hai, mai poate, pot întâmpla multe, da, însă am zis și mâna și hai să-i duci și hai să nu risc mai mult decât este nevoie, dacă voi putea, voi încerca, dar și el a mers foarte bine turul acela și am zis, asta e, se mai întâmplă, ok, și locul, se mai întâmplă. Luând în considerare toate lucrurile astea, am așa, mi scuze, deși... Ce faci cu mâna? Ce planuri ai cu mâna? Ne antrenăm și momentan, da, la sală o să ne descurcăm. Nu cred că o să se mai întâmple.
Și iau în considerare inclusiv să încep să frânesc cu două degete, ca să nu fie așa multă presiune pe un singur deget. Și găsim soluții. E o problemă chestia asta pentru piloții de moto GP și voi. Da, Quartararo chiar s-a operat de două ori după ce s-a operat, a mai avut. Jack Miller, l-ai văzut, era câștigat și avea operația pe mână aici, era se vedea, știi, cu sătura. Prima oară când am auzit chestiile astea, eram la viteză nu prea ai armband, cum ai la supermoto și la motocross, nu înțeleg mai clar, știi, și acum am pățit-o și poate și fost așa. Da, eu ăștia își punează pe aici, în doamne, deci fac, nu știu ce, că știu de la hambaliști, de exemplu, care se își operează genunchi. Așa că-ți fac eu cu Daia și... Stat un pic și m-am gândit, sincer, și la varianta cu operația, nu știu dacă face cineva în România. Momentan nu e o situație chiar așa gravă, dacă se va repeta, poate o să iau în considerare și o operație. Păi dacă, nu? Nu mai ești la 100% din capacitate. Da, se schimbă foarte mult, clar. Na, vezi, asta spuneam, că sunt lucruri pe care oamenii se uită la cursă și nu le văd. Dar nici eu nu-mi dădeam seama când îl vedeam pe Quartararo cum pierde poziții. Clar, s-o strica motorul, n-are. S-o strica motorul. Da, nu, adică... Și te scoate și din rit. Pentru că acolo e un rit, ăla în spatele tău e la o zecime de secundă. Nu, imposibil să creierul să perceapă diferența așa de mici de timp. Și odată dacă ești poate, ai greșit un pic, ai ieșit larg, fac bine în spate, te sperii, te agiți, te nu știu ce, mai faci o greșeală, fac un venit, te-ai pierdut de tot. Atunci e diferența între un pilot cu experiență care se calmează, ok, cât îs? 5 în fața mea, câte tururi mai am? 15. Ok, păi dacă depășesc o dată la 3 ture pe cineva, e ok, ajung pe unul. Trebuie să calmezi. Eu m-aș băga la interior și aș frâna mai târziu decât ei și aș fac de pe trasă. Eu sau uneori trebuie să aștepți, depinde cum e pilotul, dacă e am interiorul aici și eu frânez așa, spre exterior frânez, înțelegi? Eu nu mai pot să prind apexul virajului și tu mergi cu mine în exterior, n-avem ce să faci. Nu, tu n-ai cum să mergi, că mai tare ca mine n-ai cum să frânezi, să iei prin spatele meu. Și eu te țin, gen Rossi versus Marquez, știi? Cu piciorul, cu faza, cu piciorul, când, știi? Când au zis ăștia că l-au luat cu piciorul Rossi pe Marquez de a căzut, nu știu, exact aia. Block pass. Am băgat aici, am frânat în paralel. Acum țin minte exact în virajul acela unde a fost depășit acum. La 600, în 2018, am început campionatul balcanic cu o descalificare. Și, de fapt, targetul nostru în acel an, era primul an, da, primul an la viteză, a fost, dacă poți să ieși primul la români, ar fi super, da? Și dacă ai putea, nu știu, top 5 balcanic, plan, bun. Merge unul. În Grecia, primul antrenament, să pornim motorul, bateria moartă, bun. L-am ratat, am prins două tururi. Wow, super, bun început. Prima cursă, descalificare. Din cauza unei chestii în regulament, care era scris într-un regulament, ok, este nălaltă așa, bun, în fine. Și ok, ieșisem primul la român și cu descalificarea și top 7, top 6 ceva. Prima cursă balcanic, ok. Apoi urma cursele, am câștigat la Dencata una, mi se pare, și la român și la balcanic. A fost un pilot turc destul de inconstant, a tot căzut de-a lungul campionatului. În Bulgaria am venit și pe 4, etc. Am ajuns la să fiu în spatele unui pilot la 4 puncte. Să înseamnă că cine o să câștige ultima etapă este campion. Deci ori eu, ori el. Un bulgar Ianislav. Și, na, clasic. Na, luasem pole position-ul. Clasic, cum iau starturile, start, nasol, fix în curza cea mai importantă. Am ieșit de pe 1, pe 5 sau pe 6. Na, bun. Dă-i și muncește și pilotul ăla bulgar a condus toată cursa, a luat avans. Până i-am depășit așa, a început o cursă de urmărire și el mergea tare și chiar mi-am zis, fai, nu pot să-l prind. Și nu știu ce s-a întâmplat, în ultimele două ture l-am prins, cum am scos bestul meu, în fine, l-am prins, a fost în spatele lui și apoi, da, nu-i destul, asta trebuie să și scoți și ceva mai mult din tine ca să și depășești, că e și mai greu. Și țin minte că mi-am zis atunci mie, când țin ce mă dea, zic, bă, dacă nu poți să depășești pe asta, lasă viteza, nu-i de mine, dacă am muncit atât și acum așa contează. Așa te în cursă. Uneori. Băi, ești prost, la aici, dă-te, mă. Cum ai zis și tu? Bă, dacă nu poți să frânezi un pic mai târziu, ca... frânezi un pic mai târziu. Și l-am depășit exact acolo, unde un virajul acela, virajul numărul
5, 6. Campionatul la titlu. Cu lacrime, nu? Cu bucurie, cu tot. Foarte fain, foarte emoțional. Da. Toată echipa a fost o situație super. Sentimentul este senzațional, da. Când ai muncit un an, au făcut oamenii sacrificii, ai făcut și tu, ai tras, ai făcut și ai ajuns la rezultatul când dorit. Când intri în paddock și te așteaptă lumea și te aplaudă și nu mai știu cum să se exteriorizeze și nu știi cu cine să dai mâna și cu ăla, te iei în brațe așa, da, și apoi mă uit pe filmare și zic, fai, cum am dat mâna acolo, zici că, știi, sau, dar nu ai timp, pentru că îți întind 5 mâini și zici, ok, trebuie, țac, știi? Și apoi mă uit, bă, ce, sper că nu s-a supărat de acum la salutat pe ăla, că te uiți așa un pic la el și apoi întors, da, știi? E, la, da. Și așa a fost primul an, da, a fost foarte, foarte frumos. Și după aia, după ce l-am depășit, am zis, bă, na, nu se, atunci poate. Uneori, poate trebuie să mă încurajez pe mine, știi, și îmi dau așa uneori ultimatum din asta de bă, na, o facem, dacă e, dacă nu, na. Nu e de tine. Da, bă, nu e mai de tine, nici acum nu. Așa, îmi povesteai înainte de interviu, de podcast, că îi știi pe băieții atunci din Moto3, cu cine te-ai mai dat? Și pe Denison și pe băieții. Da, da. Pe cine mai știi tu așa? Pe cine mai știi? Pe Maximilian Kofler, așa. Un austriac. L-am întâlnit și pe Sofoglu în Turcia și nu, sincer, nu prea știam cine e, că nu, ți-am zis, nu eram pasionat de viteză atunci, da. Și țin minte că am venit un om, hai că dă Sofoglu autograf, du-te și ia, zic. Da, cine tot? Hai că nu știam, vreau să facă poză cu mine? Vreau să facă poză cu mine? Are Ferrari, tipul super, da. Acum e ministrul sportului în Turcia, mi se pare. Băi, normal, am făcut omul, a dus Turcia. Și, no, și am ratat ocazia atunci. Na. Da. Asta e, am zis-mă, cu cine am vrut noi să facem poze și ne-a vrut să facem cu noi? Gigi Dalinia, nu? Gigi Dalinia, dacă ne auzi, o să vină o vreme în care să vrei să faci poză cu mine și o să zic, ți-aduce aminte atunci la Zac să vin? Ce am făcut? Mai ții minte atunci când te-am rugat în aeroport? Și eu l-am văzut pe Max Biagi la o cursă de supermoto. Da, să facem. A avut echipă. Poză și n-ai vrut pe... Da, eu nu fac nicio poză cu tine. Da. Eu nu uit. Da. Deci, să traducă cineva în italiană. Pe stradă. Subtitrările. Pe stradă mergi cu scuter? Cu Vespa de 1.25. Bă. Are totuși, 10 cai, te rog. Totuși, prinde 100, 125, prinde 100, nu e 50. Cu, adică puteai și mai rău. Prinde 100 dacă bate vântul din spate și supri la vale. E ok, îți faci treaba cu scuterul. Și mașina ta de stradă este un Renault Clio 1.5 de cei, zici. Da. Care se mai plinge și când în când. Da. Deci motor de 1.5 turbo. Turbo. Diesel. Turbo, diesel, consumă puțin. Ce faci tu în timpul liber? Când nu mergi la curse? Când nu merg la curse, sunt student. Ok. Cum trec? În anul 4, mai mult am. Treabă bună. Studenție. Sală, antrenamente, orice. Ca să ies cât mai mult din casă, sincer, să zic. Antrenamente motocross, nu? Motocross, supermoto, karting când pot, orice. Face schiu, asta, uite, de schi și de moto m-am ținut. Am făcut și schiu când eram mic, am uitat să zic. Și de asta m-am ținut. Și mi se părea la început schiu, sport extrem. Ce senzație la schi. Și apoi am început să sar cu motocicleta. Pe timpul verii n-am mai făcut schi, da, multe luni. M-am întors la schi. Ce-i pe asta? Da, corect, băi. Unde-i senzația aia? Sar ceva cu motocicleta, adică golul automat, trebuie să-l simți, știi, când ești acolo. Poți să sari și câteva zeci de metri, da. Dar asta zic, adică e ceva la motocross, așa. Deci schi, facultate, sport, ești om de la așa, ordonat, îți faci patul dimineața, mănânci micul dejun, pleci la sală, după aia tu ești la facultate, după aia de la 7 la 8 ai... De făcut nu știu cine, chiar așa? E, ai așa? Chiar faza cu patul, nu știu exact, dar îmi place să fiu organizat, în sensul că dacă mă cheamă cineva, hai să facem mai... Bine, cred că în viață e tot timpul despre priorități, știi? Ce mai important pentru tine? Da, după moto, care clar e cel mai important lucru de, bă, dacă e weekendul de cursă, scuză-mă, nu poți merge. Adică au fost faze când inclusiv s-a mutat o etapă și n-am putut să mergem la nunta lor, de exemplu. Și am fost, știi, și era, na, totuși, etapă. El a înțeles, pentru că, știm lumea, dar probabil mulți n-ar fi înțeles. Adică renunți la multe lucruri pentru pasiunea asta și cred că și tu ai făcut-o și o faci în continuare. E mai mult ca un job, că de la job ai văzut, mai, hai că lipsesc, hai că nu pot, mi-e rău, nu vrei să te duci, nu te duci. Știi?
Dar aici nu se mai pune problema că nu vrei să te duci, că tu vrei să te duci. Și o treabă serioasă și o treabă care îți place și o treabă care o vrei și atunci oamenii ar trebui să înțeleagă că, bă, când e vorba și de Vlad Neaga și e vorba de curse, pe parte și nu mai există prieten nimic. Foarte apropiat și odată în viață, nu? Așa cum. N-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi, dar noi da, el a înțeles pentru care e pasiunea asta. Și... Bă, repet, oamenii care te cunosc și oamenii normali la cap ar trebui să înțeleagă. Atunci când e vorba de curse, pentru tine nu mai există ceva mai important de atât și n-ar trebui să ia personal, că nu se pune problema asta de așa ceva. Simt, sau cel puțin cu cei de vârsta mea, de puțini am întâlnit, știi, să aibă așa o pasiune care, sincer, nu, nici eu nu am creat-o. Pentru că dacă n-ar fi fost tatăl meu, cu siguranță nu ar fi fost moto sau că nu m-ar fi încurajat. Și mulți poate nu au parte de norocul ăsta sau așa, să aibă pe cineva care să-i curajeze foarte mult. Și atunci... poate și lor le e greu să înțeleagă și mie mi-e greu să înțeleg, pentru că nu înțeleg ideea de, știi, aș face, dar n-am timp. Bă, nu există că n-ai timp. Nu vrei. Dacă chiar îți dorești, o faci, știi? Da. Poți să zici, bă, am alte lucruri mai bune, de fapt nu pot să fac asta, sincer, acum. De aia și când mai chem, știi, pe, hai să ieșim, hai nu știu ce, că nu poți, știi, că am un examen peste 3 zile și, ok, dar ieșim o oră, știi, adică nu... Cine învață 12 ore? Dar scuterul ce să-ți iasă, exact. Se va schimba situația. Nu vor mai fi examene peste 3 zile. Dar, na, poate unii oameni, na, cum e pentru mine moto, pentru ei facultate, și, na, ok, poate. Da, poate. Posibil. Poate. Uite, vezi, și ție ți-e greu un pic să înțelegi. Poate am posibil. Bă, nu, eu consider că dacă nu iese, nu vrea suficient de tare. Sau ești locul 3 sau locul 4 sau I don't give a shit. Sau... Da, nu, dar crede-mă, sunt unii oameni care chiar uită să te sună înapoi. Da. Și prima oară și eu am crezut, zic, bă, n-ai vrut și nici nu mai sunt. Nu, nu. Chiar uite, știi, și pentru că nu ești suficient. Ne-a luat foarte mult timp să pentru că nu ești suficient de important pentru ei, că altfel n-ar uita. Eu am un prieten căruia i-am spus așa. Băi, dacă câștigai 1.000.000 de euro, erai la 9 dimineața aici? Da, bineînțeles că eram. Bravo, frate, eu. Am crezut că nu poți să te trezești dimineața. El putea, dar durea la banană, știi? Nu, că te sună, dar te sună peste nu știu câte zi și te-a sunat atunci, mai ții minte? Cel mai bine în viață este să nu pui toate lucrurile astea la suflet. Să nu gândești că ăla chiar nu ești important pentru el și bla bla bla. Pur și simplu a uitat, are multe pe cap, copil, familie, nevastă, habar n-am. Nu știu, sunt atât de multe lucruri. Înainte mă mai certam cu oamenii când nu-i înțelegeam. Acum încerc să nu mă mai cert cu ei, încerc să-i întreb de ce au făcut anumite lucruri, pentru că răspunsul cu siguranță mă va surprinde și câteodată, chiar dacă e o minciună, aș putea să o accept, că e o minciună bună. Iar treaba cu nunta și cu cursele, acum s-a inventat COVID-ul. Și când nu vrei să te duci la o nuntă, zici că e COVID. E atât de simplu, adică nu trebuie să inventezi, să te ții de curse, să te duci cu Volvo pe Spania ca să refuzi o nuntă. Știi? Numai că nu merge și la curse, față COVID. Cu COVID-ul nu merge la curse, da? Sau merge, poți să nu vii, dar pierzi. Exact. Nu mai contează de COVID. Este suficient, mai ales că am vorbit, eu nu-mi dau seama, nu știu. A, e puțin, putem să mai vorbim. Cum ai timp? Să mai povestești de timpul tău liber, să mai povestești de planurile tale de viitor cu campionatul. Unde te vezi peste 5 ani? Nu, doamne, urăsc asta, urăsc. Da. Nu, deci asta mă interesează de cum e Vlad Neaga în timpul liber. Că eu te-am mai întrebat toată că ești așa ordonat și mi-ai dat un răspuns așa evaziv, că ai fi, că n-ai fi, că nu știu ce. Deci, nu știu ce să zic, dar hai că zic ce vine în cap. Îmi place să mă uit la filme, da. Place să ascult muzică, cam toate genurile măcar, dar în ultimul timp... În ultimul timp, manele. În ultimul timp am descoperit noul hit de manele de la Vâlcea 2021. Bombă, dacă vedeți mix, îl găsiți la Petrom. Așa, în ultimul timp, nu știu, Little Peep, rock, blues, acum în ultimul timp, mă schimb, pentru că uneori poate mă plictisesc, cer ceva nou, îmi place. Cum stai la capitolul fete, la 22 de ani? Sunt mai băieți, rău acum cu COVID-ul. Sunt băieți, sunt băieți care nu au timp de fete, că îi fac sport și nu au timp de fete, nici măcar nu se gândesc, nici măcar nu interesează, nici nu discută de subiectul ăsta, adică... Eu nu zic că e bine sau rău, Doamne ferește, fiecare își face cum e lui bine.
dar sunt mulți care zic, nu, 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 eu nu mă ating, că îmi pierd concentrarea, mă îndrăgostesc, mă duc naibii, nu fac sex înainte de cursă, că îmi pierd energia. Nu știu, te întreb. Nu, eu chiar am avut, nu asta cu iubita, deci când am ieșit campion balcanic, chiar înainte să înceapă sezonul, m-am despărțit, din despărțire așa, da. Poate cea mai dură de până atunci. Okay. Am ieșit campion balcanic, deci nu a avut legătură, mi-a mers bine anul ăla pe plan sportiv. Okay. Am mai avut curse în care, nu știu, da, mă, nu certam și cu prietena până 2 dimineața. Okay. În weekendul de curse și apoi, da. Na, trebuia să mă trezesc curse. Și păi am fost obosit, sincer, dar am câștigat și cursa aia, deci din nou nu s-a pus. Nu, nu sunt chiar așa superstițios. Cu da, nu, și ți-am zis, nu mi se pare că încă sunt așa de ocupat încât să nu pot să fac. Îmi place să-l fac pe toate, cât de cât, și chiar un prieten acum zicea că, prieten apropiat zicea, dar tu normal, păi, poți să ai o relație gen serioasă și clasică, la cât de mult, la cât de plecat ești tu. Și, sincer, nu mă gândisem la ea până atunci, dar poate are dreptate într-un fel, că weekendul de cursă s-a transformat deja într-o săptămână de cursă, poate. Să nu mai punem că mergem în Grecia și hai că poate mai stai o zi, două, în vacanță, că nu cred că mai mergem în afara țării anul ăsta. Și apoi, uite, sunt evenimente ca și acum, când vin la București, mai stau o zi dacă tot am venit, mai aia, mai o chestie. Și ei poate... Îți asintează relația? De ce? Nu cred. Poate relație clasică sau așa. Cum... Nu cred. Depinde. Așa mi cine... asta e... Ai vrut reclamația asta? Nu. De la Elena. Okay. De certam acum, dacă ziceau ceva. Băi, tâmpitelor. Băiatul ăsta se duce la curse, e campion. Băi, credeți că are timp de toate prostiile astea? Să ne înțelegem. Nu e chiar așa, adică nu te-ai dus la club. La curse, pe la televizor, uite, nu e acolo. Da, asta era una dintre părțile cu clubul, din păcate. Uneori nu, da, nu poți să stai chiar așa de mult, ca și prietenii sau te cheamă și nu. Chiar au fost acum în Timișoara un party foarte fain și tot îl așteptam. Na, când îi dau drumul, când îi dau drumul. Normal e un party săptămânal, și... dar n-a mai fost săptămânal, știi? S-a cam transformat în lunar și ziceam, ok, când o să fie primul party? Și a fost fix când am plecat în Grecia. Și după aia am mai fost deja vain, știi? Și era bine, uite, cum o să... E întotdeauna, știi, e partea asta nemulțumită a omului în care când nu ești acolo, zici, mă, ce petrecere a fost acolo și eu am lipsit. Mama, mă, da, dar tu nu... Și când te duci... Dar tu nu pățești așa, sunt zile în care, bă, na, chiar... Na, stai acasă, liniștit, nu te sună nimeni, nu nimic. Da. Și odată trebuie să faci ceva. Bă, știi, da, dar știi că vinerea eu am ocupată cam ceva. Și apoi te sună telefonul, hai acolo, vii? Bă, nu pot, că dacă era ieri, dacă era mâine, dacă... Așa se întâmplă de obicei. Dau exemplu ăsta pentru că eu am fost omul relațiilor din mic. Și am avut relații. N-am fost așa libertin, ca băiat. Și, na, se întâmplau să mergem la mare ca băieții, să... Mergem ca băieții să vezi ce fute, rupem tot. Nu stăm Nimic, niciodată, da? Mergeau băieții și eu eram acasă cu iubita în pat. Și a fost aici? Dezastru. Cum, bă, nu merg odată și toate femeile din lume și merg de 10 ori și nu se întâmplă nimic? Așa e tot timpul, e în firea noastră. N-ai ce să faci. Adică eu m-am convins că e 50-50. Deci nu e nimic de câștigat. Și dacă te duci pe studie, pierzi pe altă parte, dacă stai acasă și vinzi, pierzi pe altă, n-ai cum să le iei pe parte în viață, e imposibil și întotdeauna, când nu ești tu, e cel mai tare. Dacă nu te duci la o etapă, se întâmplă, se dau aia, fac, nu știu, haos, circuite, recorduri, nebunie, se dau peste cap, ia foc circuitul. Nu zic că unul dintre cele mai tari distracții așa de pe la din weekend de curs a fost cu o săptămână înainte de BAC și n-am putut să vin că aveam BAC. Și atunci am fost, bă, și ce fain, cum vin cu... Și așa, dar cele mai fain parturi sunt astea, așa, spontane, știi, nu da, că ți-o plănuiești. Bă, vine unul cu box sau unul, bă, vrei o din aia, și tu așa e. Așa, și așa a fost atunci și, bineînțeles, eu trebuie să stau să... Din păcate, asta e, nu poți să l-ai putut. Da, asta înseamnă că trebuie să fii asumat și să faci, pe urmă, ce vrei. Și să zici, bă, aia am vrut să fac, cu ieșit așa că nu a ieșit. Clar, nu poți să l-ai pe toate, trebuie să obții cât poți de bun din ce e oferit. Și aia e. Zi-mi de ce nu ai motocicletă de stradă.
Pentru... un scooter de ăsta de 120. Măi, pe mine cu n-am bani și bla bla. Un scooter de 125. Stai că n-am experiență, de-abia l-au permis. Ah, ok, da, corect, am înțeles. Deci vrei să mai... am înțeles. Ăsta e motivul. Nu neapărat, nu ne-am gândit neapărat la lucrul ăsta. Păi lasă, ne-am gândit. L-am luat cu 2 ani experiență de A2, da. Și am luat A2. Ori dai la, cât, la 24 acum? Nu știu nimic, da, chiar, nu, cum? Deci ori, chiar nu știu. Deci ori dai de A la 24, direct, ori cu 2 ani experiență de A2. Deci dacă e A2 la 18, poți să-l iei la 20 și-l mai repede. Eu am luat la 19 și l-am luat la 21. Au. Ce după ce am picat A2 odată. Ce fi de la 18 până la 19? Am vrut să-l dau atunci și nu mai știu cum am nimerit cu cursele, n-am putut. Și a trebuit să-l dau în ultima tură, era octombrie. Și a plouat. Nu a plouat și a venit, a plouat. Și a venit polițistul și a zis, nu mi-asum responsabilitatea, poate ca de cineva se accidentează poligon și apoi. Dar nici poligonul nu l-a lăsat să-l dăm, știi? Și na, a zis, măcar lasă-l pe ăla, nu mi-asum responsabilitatea, na. Următoarea dată era în martie. A expirat dosarul, făți un dosar. Așa am pățit și eu, de-aia mea, să o permis de vin din mine, că, na, să dau. Păi nu s-a dus la cursuri. Te-ai dus la cursuri? Ai făcut școala? Am făcut poligonul. Păi, destul de complicat, că trebuie să-ți numere opturile, dacă ai greșit una. La mine a venit polițistul din față până în spate, eu tot făceam opt. Și l-am întrebat, câte mai am? Și zice, mai două pe stânga. Mai, acum te picat direct. Da, nu. Da. Știu ce zic. No, da, deci acum se ia permisul mai... mult mai greu. Chiar cred că... un lucru care mă bucur. Cred că marja de reușită e 33% la B. Cam asta, 33% iau. Bun. Mă bucur. Mă bucur că oricum consider că oamenii sunt conștienți și au și mașini și motociclete și nu realizează ce responsabilitate au și cum viața lor se poate schimba într-o secundă. Nu știu dacă e vina lor neapărat și poate nici școala nu te pregătește destul pentru trafic. Școala de șofer clar nu te va pregăti. Deci clar nu te va pregăti și nici nu trebuie să te pregătească școala de șofer, pentru că este o chestie basic pentru niște oameni care nu interesează neapărat performanțele și nu vor să se dezvolte ei pe ei. Nu vor să fie mai buni decât sunt. Atunci facem o școală de șofer care, dacă tu ești poate un om care înțelege foarte bine de la ăla așa din prima și știi tu și mecanică și înțelegi că nu trebuie să calci ambreiajul când pui frână, că uzezi ambreiajul și faci screenshot și așa și ăla te învață cum e și lui mai ușor, că îți dai seama. Chiar aseară vorbeam cu cineva care îmi povestea că o colegă s-a dus, s-a făcut școala și la examen a picat, pentru că instructorul pe tot parcursul școlii i-a ținut ambreiajul. Pentru că i-a dădea drumul brut la ambreiaj, dar lui dădea drumul ușor la ambreiaj. Ca și mimurile alea. Ce se întâmplă dacă apăs pe accelerație și pe frână același timp? Faci screenshot. Da. Înțelegi? Și ăla i-a dădea drumul ușor la ambreiaj ca să nu strice mașina când l-a dorut undeva că nu e aia examenul și așa mai departe. Și atunci, da. Și eu am prieteni care nu știau să parcheze lateral cu spatele. Da. Și... Na, au luat până la urmă examenul, l-au luat din prima, l-au luat. Și tot nu știau cu spatele. Au luat oameni care sunt analfabeti. Au pus X-uri acolo și l-au pleznit, adică nu se pune problema, au luat oameni pe șpagă, au luat oameni. Nu asta se pune problema, cum am obținut permisul de conducere, că tu poți să conduci mașina fără permis de conducere, nu? Adică nu te oprește nimeni, ca mașina problema să pornească, tu poți să o pornești și fără permis de conducere. Problema e cât realizezi tu, cât rău îți poți face ție sau altora. Acolo e problema, ok, am luat permisul, mă las ăștia să merg pe stradă. Bun, foarte bine. Frumos, elegant, am eu grijă, nu se întâmplă nimic, au și ei alții grijă de mine, nu se întâmplă nimic, merg. Dar dacă se întâmplă ceva și eu nu știu ce trebuie să fac. Că se poate întâmpla. Nu vrei și tu să plătești niște cursuri, să vină unul să te înveți? Bun, fă-ți mie și pe mine, îți dau niște bani. Că e simplu, nu putem să... Hai, ne prietenim, te chem la 7 grătare și după aia mă înveți și pe mine să merg. Nu, dau niște bani, plătesc niște cursuri și devin mai bun. Pentru mine. Nu pentru a merge pe circuit, nu. Poate mergi cu copilul în mașină. Și te rapează mașina și nu știu ce să faci. Omori copilul, te condamn toată viața, nu? Te condamn tu pe tine toată viața că puteai să faci mai multe lucruri ca să nu omori copilul la nivelul din mașină, care e și altă culme, știi ce zic? Ai văzut oameni care merg cu copiii pe bord, pe alea, în față, fără centuri, picioare, pe bord,
toate lucrurile astea. Oamenii nu au nicio vină. Nu au nicio vină că nu gândesc. Și că, știi? Nu poate să vină statul să ia să-i educe. Nu mai mergem țărani cu picioarele pe bord. Că dacă faci la un accident, sare airbag-ul, pune picioarele după ce a făcut. Îți face cobrig. Vine cu cobrig. Mai cu cobrig. Știi ce zic? Adică, știi? Dar oamenii, ei pentru ei, nu vor să facă lucrurile astea. Nu vor să se ducă să plătească o sumă de 100, 2 de euro, 3, nu știu. La Vlad Neaga e cursul de pilotaj 300 de euro, că a fost campion de 7 ori. La Mistode e 500 de euro, că a fost campion de 15 ori. La Cazacu e 700 de euro, că a fost campion de 3 ori, dar așa vrea el. La, știi? Adică nu zice nimeni că te spune niște sume mari sau mici, dar măcar du-te și experimentează. Vă-ți, vezi, eu astăzi după ce am mers cu astea, oricum aveam o părere foarte proastă despre supersport pe stradă, ca și motocicletă. Am mers o singură dată cu un Repsol și m-am șocat când m-am întors la 2 și a zis, what the fuck, ești nebun. Ce șifrele alea în bord? Ce înseamnă asta, zic de... Și iarăși mai e chestia asta stupidă la motociclete, pe care eu nu pot să o înțeleg, nici tu nu poți să înțelegi, nu ești pe stradă, dar când vei merge, vei înțelege și tu, nu înțeleg cum nu-ți dă senzația de viteză motocicletă. Deci mergi pe autostradă cu 160 la oră și ai impresia că te dai jos. De pe motocicletă, în schimb, mașina la 160 la oră e ceva viteză, probabil, știi? Probabil că și, cum, și eu simt asta. Și când mergi și eu Clio-ul la 120, ți se pare că vibrează, e adică simți viteză. Da, trebuie să vină de și motocicletă. Și chiar acum câteva zile am mers cu Serie 5 cu modelul ăsta nou și nu simți nimic la 130. Chiar tot timpul aia era important. Bine, în experiența mea, care e foarte vastă în domeniul auto, da. Dar... Na, chiar trebuie să te mai uiți în bord, să zici, uite, totuși, că am viteză destul de mare, de aia trebuie să frânezi din timp, trebuie să... Și lucrurile astea le știi pentru că ești la... Am cât de cât experiență cu viteza în general, nu neapărat cu mașina. Strada, da. Sau da. Dar tragi un semn de întrebare, știi? Îți faci școală de pilotaj sportiv? Mi-au tot cerut oameni și da, cred că voi face, însă... De ce nu? Măcar toamna. Adică din toamnă până în primăvară. Da, vreau să zic, e mult și cu cursele, dar vom găsi timp și pentru asta. Partea aia o să vii la școală la mine. Da, vreau. Jur că vreau. Chiar dacă nu, poate nu o să mă dau niciodată pe circuit în competiții sau chestii de genul ăsta, dar de ce să nu ai niște plusuri? Explica oamenilor ce au nevoie. Nu. Da. Poate nu toată lumea vrea să știe cum să meargă cu totul pe jos, cu siguranță. Și atunci te explicăm și cum să meargă pe stradă, nu e nicio problemă. Da. Eu... Și cum să meargă safety și cum să meargă preventiv, pentru că eu și eu încerc să merg foarte preventiv pe stradă. Cea mai mare frică pe care am în intersecțiile în care eu am prioritate. Da. Nu trebuie să te bazezi cu faptul că sau ai verde și ăla nu trece pe roșu. Sau... Când am cedează, zic, oh, ok, las că mă opresc de nevoie. Când ai prioritate, atunci te uiți stânga, dreapta, te uiți la în ochii lui, sigur mă vede, îl văd că stă, da, sigur mă vede că... Da, e foarte complicat cu motocicleta. Da. Din punctul ăsta de vedere, pentru că oamenii sunt, doamne, poate sunt superficiali, poate ce vorbeam noi în mașină. Și un pic greu, pentru că nu este cultura asta la noi, 6 luni pe an noi dispărăm, că și motocicliști, pentru că e frig afară, se, dintr-o dată părăm primăvara și nu ne este mai ușor să înțelegem că avem și permis de B și permis de A. Și uneori, sincer, uneori nici eu, și pe mine mă surprind motocicliști, când, nu știu, sau la semafor și trece, nu l-am văzut, zic. Da, nu vă stăiesc chiar non-stop în oglindă și așa. Când eram motociclist tânăr, mă bazam pe faptul că depășesc tare și trec doar când mașinile sunt paralele, știi? Trec între ele, pentru că ele n-au cum să lovească între ele, știi? În schimb, dacă trec pe banda din mijloc pe lângă o mașină, ăla poate vrea să schimbe banda sau așa, știi? Și atunci... Nu știu ce să zic de logica asta. Asta era logica, da. Asta era logica când mergeam tare cu motoreta pe mai multe benzi. Și, na, nu e o logică bună, doamne ferește, nu recomand să faceți asta. Nu recomand să mergeți tare cu motocicleta pe stradă, pentru că, repet, prețul plătit nu merită distracția. Nu există circuit pentru asta. Pe vremea mea m-am dus la Bacău la circuit, că nu era motorparcul, dar nu, că dacă ai fost motorparcul eram eu mega acolo fiecare weekend să mă dau eu cu Yamaha. Există track de ori, adică da. Zile în care se închirează circuitul pentru da. Tipul de motocicliști. Sunt și motociclete care se pot închiria. Plătești o sumă modică și te dai... Da, dar sunt și motociclete care se pot închiria, sunt convins, la circuit, care nu cred că sunt neapărat motociclete de curse. Poți să închiriești și motociclete de curse, am auzit, adică nu știu dacă... Orice se poate, nu mă pasă.
Da, da, nu cred că sunt sumele extraordinare. Adică nu sunt, nu cred că... Bine, într-adevăr nici nu m-am interesat, pentru că dacă ți se strică motocicleta, poți să închirezi o motocicletă. Adică da, se găsește o soluție. Voi, de exemplu, în campionat, nu sunteți condiționați să mergeți cu motocicleta cu care ați început sau cu... Nu. Adică tu poți acum, în etapa următoare, să ai cu BMW sau cu Honda sau cu X motocicletă. Da, n-am contract cu nimeni în momentan de exclusivitate în acest aspect. Chiar dacă ai fi avut contract, campionatul nu te-ar fi obligat. Regulile campionatului nu. Nu. Ei, cum ar veni, punctează omul care trece linia de finish, nu pe ce e omul respectiv, gen, ca și marca, adică nu contează. Știu? Omul și echipa. Omul și echipa, da. Sunt premii în bani la cursurile astea? Nu e ca la tenis, de locul nu primește, nu știu ce oare. Nu se întâlnă, cred. Nu e cultura asta. Nu știu, probabil pentru că motorsportul a început ca și un sport pentru oameni într-adevăr mai bogați prin anii 70-60. Cine a început? Piloții, majoritatea piloților erau bogătani ăștia, prinți, lorzi și așa mai departe. Primii piloți plătiți au ajuns după câteva decenii. După aia au venit niște băieți care au zis, stai așa că noi suntem mai amărâți, dar noi avem talent și batem pe aia la cur. Parcă Niki Lauda zicea că el a fost primul pilot, când s-a dus la Ferrari, a zis, eu vreau să fiu plătit. Până atunci toți erau, conduci un Ferrari, ce-ți mai trebuie bani? Da. Ferrari. Și a zis, eu vreau să fiu plătit. Și a zis italianul ăla, nicio problemă, cât dori. Nu știu exact suma cât era în engleză, dar știu, țin minte fraza, cum a zis, centa, quinto, lira, sau ceva de genul. Și a zis ăla, ok, cât e asta? Nu a făcut acum. Nicio problemă, cât e? Eu zic la ea, cât e? Și a zis, Cât vrei? Câți bani? O meție, nu mai zic cât erau. Câteva zeci de mii, probabil. Dar a fost bun și așa începe. Trebuie să fie cineva care dă tonul, care zice, bă, nu, de acum încolo... Trebuie așa, nu mai merge așa. Dăm și ceva peste asta, da. Pentru că nu mă încălzește cu nimic neapărat, că câștig cu marca aia, că pot câștiga și cu altă marcă. Ok. Deci la noi premii în bani nu sunt. Nu. Nu câștigi nimic. Ba da, mă, câștigi niște bani. La finalul campionatului se face un clasament la și normal drift, primești ceva. Confund. La drift. Driftul are și la motor. Cecul ăla de 1000 sau ceva, 2000 sau știu. Da, la oricum nu acoperă sumele așa. De... Doamne, tu știi foarte bine. Ar fi bună și 1200, știi ce zic, decât soluția de parbit de la raliu, știi? Adică tot ar fi o chestie, tot ar fi... Afară nu, sunt. Nici la MotoGP. Hai că sunt. Mai dau câte o mașină, mai dau câte un ceas, mai dau câte o aia, mai dau... Sponsor, nu organizator. Nu cred că sunt bani. Se dă în America la Supercross. Au o cursă Monster Energy Supercross de câștigi $1,000,000 cash. Deja. Ăla care câștigă... Hai să mergem acolo. Vă desenea ce bătălie acolo. Da, e pe bune fază, adică fac poză cu geanta transparentă, nu că știi ce. Da, vorbim acolo, trebuie să găsim un american, trebuie să găsim un american. Și da. Intrăm acolo, poate luăm bani. Și locul 2 nu e nimic? Nu. Era bun și locul 2. Da, americanii au altă cultură, așa și în Supercross, de multe ori doar locul 1 este pe podium. Este pe podium cu cecul, cu fetele de la Monster, cu așa și atât. Nu există 1, 2, 3. 1. La noi. Ca și știi când trec finish li se aprinde flăcările alea, ai văzut că așa. Și dar doar pentru locul 1. Adică când trece locul 2 nu se mai aprinde, se mai aprinde nimeni, na, așa e, da. Da. La noi, de exemplu, în anumite discipline, nu le mai dau numele. Toată lumea e cu cupa acasă. Toată lumea. Adică există cupă pentru motocicletele roșii. Cupă pentru oamenii peste 30 de ani, cupă pentru oamenii peste 30 de ani, cupă pentru începători, cupă pentru avansați, cupă... Păi, ca să nu se supere nimeni. Ca să nu se supere nimeni și să vină toată lumea și să fie toată lumea fericită și toată lumea să aibă un raft ăsta cu multe cupe. Pe vorba aia, cheltui niște bani. 30.000, 40.000 pe sezon, nu? Să stai și tu niște cupițe acolo când vine lumea la tine acasă. Băi, ce ai făcut cu banii? Uite, bă, cupițele, știi? Dar poți să ți-ai cumperi mult mai ieftin de la librărie. Nu știu, de 5 lei o cupă de aia, știi, de plastic. Dar, na, oamenii, exact cum vorbeam și de cultură și de venitul la circuit, exact ce vorbeam noi, domne, pe stradă, sunt Ghost Rider,
filmează, YouTube, pun, fac, trec, vă arăt eu, vă zic eu, vă nu știu ce, dar ei nu vor să vină la Ciuchi să se compare. Nu cu voi. Să se compare între ei măcar. Adică nu cu voi. Că, na, să te compari cu, nu știu, știi, adică oricărui trabant i-ar plăcea o cursă cu un Ferrari, știi? Dar Ferrari nu o să vină niciodată la start, că n-am de ce, adică n-am nimic de demonstrat. Campion, nu vin să mă dau cu voi să vă arăt că vă bat cu 5 sau 7 secunde și după ce v-am bătut cu 7 secunde să ziceți voi, dar am fost la 7 secunde de tine, știi? Adică, știi? Și atunci, măcar să se compare între ei, dar ei nu vor asta. Ei vor să trăiască în niciuna lor, poate, în care ei sunt cei mai buni pentru ei. Și atunci, ce-mi trebuie mie comparație? Ce trebuie să mă scoată pe mine la tablă să-mi demonstreze că sunt prost? Că nu mă interesează. Că eu știu că sunt prost. Adică, sau pot să mă complac în situație. Nu trebuie să-mi spune cineva că sunt prost. 99% din toți ce fac motorsport în România fac din fan. Da. Și atunci, dacă pentru ei asta e fanul și să primească cuplu, da, da. Băi, eu cred că sunt oameni care nu fac numai din fan. Eu cred că sunt și oameni care sunt orientați pe câștig. 99, sau sunt nu. Oameni care sunt orientați pe câștig, sunt oameni care fac antrenamente, sunt oameni care au business planuri în sensul ăsta, sunt oameni care se axează în direcția aia, sunt oameni care caută sponsori, sunt oameni care ia-ți un copil din Timișoara să te filmeze la curse, știi ce zic? De ce nu ții? Nu sunt copii din Timișoara pasionați de motocicletă, oare? Ba da, am un prieten, vine, da? A venit acum aproape toate etapele. Da. Numai la una n-am putut să vină, dar veni și în Grecia și mă ajută, adică... mă ajută la vlogging, dacă ai văzut și canalul de YouTube. Nu am văzut, dar o să mă uit. O să mă uit. Vezi? Ce? Avem echipament de închiriat pentru tinerii vlogări, are Marius aici tot echipamentul de închiriat, cu tot cu vlogger. Și dacă ai nevoie de un vlogger la tine în vlog, pot să vin eu. Eu doar fac canalul și... Da, și eu mă ocup de tot. Adică tu ești un fel de investitor. Am înțeles. Da, noi mai aveam o idee de genul ăsta să facem promovare la curse și să ajutăm oamenii care vor să le facem content și să și manageruim noi, că suntem noi deștepții din așa. Dar nu s-a dus planul ăsta la capăt, că știi cum e. Multe idei, puțin timp și n-am reușit. Dar încerc să-i sfătuiesc pe toți care fac motorsport să aibă pe cineva, nu neapărat să te filmeze ca să ai tu, știi, pozele alea pe noptieră sau lângă cupe sau nu pentru asta o faci. O faci ca oamenii să vadă ce e în spatele curselor respective pe care noi le vedem la televizor, exact, sau la circuit. Și, facem, da. Și atunci, de asta spuneam, nu trebuie să faci profi, scule și așa mai departe. Contează calitatea, clar contează, dar important este să o faci. Chiar și cu telefonul, chiar și cu... Și poate cu și mai important ce spui. 100% e important ce spui. Cum arată. 100% este important ce spui. Da, 100%, da. Dar eu personal, pentru mine, contează foarte mult, așa spune și lui Marius. Ei sunt cu Max Motion, nu știu. E foarte important, adică am văzut niște clipuri de la MotoGP cu Jack Miller, care n-avea nicio treabă cu Jack Miller, mi se părea. Unu. Da. Și am văzut niște behind the scene, niște ce se întâmplă, niște antrenamente, niște operații, niște explicații ale omului și așa mai departe. Și am înțeles, behind the scenes? Da. Și am înțeles, cum să spun eu, mult mai mult din ce se întâmpla în cursele respective și de ce el a ieșit pe 5 și de ce în cursa aia termina pe 7 și de ce în aia pe 2 și de ce, știi? Adică e o poveste întreagă în spate, dacă a pus o vezi. Da, este o mare poveste în spate care e și foarte mișto. Păi, dacă s-ar filma... Vreți să spuneți ceva de urmări? Acu, ăla de pe Netflix nu l-am văzut. Nu m-am uitat. Și în MotoRC, dacă ar exista o cameră la boxe să vadă emoția, munca și tot, deja s-ar crea o mare poveste, pentru că e o mare poveste, fiecare etapă vine cu poveste. Asta zic. Tu nu mai zice că e secret. Cameră.
Da, da, bun, da. Dar nu mai zice la nimeni că e secret. Nu rămâne planul secret al tău, îți dorești. Băi, da, dar așa pentru ea care se uită, pentru ea puțin care se uită, ar trebui să știe că acum camerele de la Pasco și de la NTS sunt plătite de ei. Adică nu le dă nici Moto RC, nici Marius, nici nimeni. Sunt oameni și plătesc niște băieți. Pentru promovare, da. Să le facă content, poate, poate plătesc 500 de euro pe etapă. Dau un exemplu și poate îi câștigă 2000 de euro pe etapă. Nu? Nu știu. Că i-a promis lui Xulescu că îi face câte un film la fiecare etapă și el apare acolo. Logo partener și ăla dă 2000, el dă 500, era 1000 jumătate. Sau poate a promis la 7 că le face câte un film care dau câte 2000 și le pune logo și da. Știi? Și atunci, știi? De asta spun. Dar cum și la mine vin foarte mulți puști sau copii sau cum să le spunem lor, tineri, entuziasmați, interesați de mașini modificate, off-road, tuning și așa mai departe și cred că ar fi dispuși dacă eu m-aș da la circuit sau aș face niște lucruri să vină cu noi în echipă să ne ajute, da? Și să facă poze și să facă filmulețe, de asta te-am și întrebat, că sunt fel convins că și la tine și, cu, și la mulți alți piloți au fanii lor care, haide-mă că vin eu, haide-mă că fac eu, nu? Și atunci, de ce să nu fie o chestie reciprocă? Că pentru el avantajul este că merge acolo, cunoaște oameni, vede, experimentează, înțelege ce înseamnă. Poate într-una din zile merge și el cu motoretă un pic, poate știi? Și atunci ăsta e prețul plătit. Și știi cum e? Se caută oameni cu experiență, dar nimeni nu angajează oameni fără experiență. Angajezi fără experiență, fără salarii, fără ce, faci experiența respectivă, înveți și după aia poți să ceri și bani. Și asta zic, eu consider că e foarte important să te expui pe online, ca oamenii să vadă. Poate e cel mai important lucru. Da, ca oamenii să vadă. Vorbeam la un moment dat cu Vali Porcișteanu, care spunea, doamne, caut un pilot. Caut un pilot, că eu am îmbătrânit, nu mai sunt eu. Adică mă dau și eu, îmi place și mie, nu zice nimeni, nu? Și Rossi se dă, că are posibilitatea aia. Fel convins că omul e conștient că nu mai e la nivelul în care... Își face echipă, de la anul. Își face echipă. Ok, face echipă, te sună, că nu-i răspunzi la prima oară. Te dai ocupat, nu? Nu-i răspunzi, nu contează. Așa, își face echipă, dar repet, eu sunt fel convins că omul e conștient că nu mai are nicio șansă să se bată cu aia tineri la vârsta lui, dar dacă are posibilitatea să se dea acolo, de ce să nu o facă? Și atunci îl înțeleg. Dar, pe de altă parte, vorbim cu Vali Porcișteanu, care zice, caut un băiat, îmi caut un copil, că cu cât ești mai mic, cu atâta creierul e mai puțin dezvoltat, instinctul de conservare e iarăși la fel de puțin dezvoltat și consider că muți munți, consider că mergi, că faci drift, că faci ce vrei tu, că frânezi în un moment, că accelerezi, că nu știu ce, nu știu cum. Cu cât înaintezi în vârstă, lucrurile astea se diminuează și atunci îți trebuie un copil. Și a zis, bă, yeah, nu trebuie să fie foarte talentat. Adică pentru mine, ca să pot să-i triez în prima fază, le-am cerut o probă video în care se prezintă. Și mulți mi-au trimis și arăta prost și am zis, pentru mine asta e primordial, pentru că cursele se pot învăța. Cursele sunt, cel puțin la mașini, sunt ca o meserie. Virajul ăsta de 7, 5, 3, 12, 14, 23, nu? Adică frânezi cât? 7 clicuri, să zicem, la, dacă ai avea, știi? La 7 clicuri în virajul ăla, 3 clicuri în virajul ăla, dau gaz 43%, 50%, totul, știi, e un fel de mecanic. Că vine și talentul care suplinește multe chestii pe lângă și mulți, știi, mulți au, mulți n-au, unii au, unii n-au, unii nu știu cum. Mai zic, pentru mine contează foarte mult imaginea, contează foarte mult ca omul respectiv să știe să vorbească, să știe să se prezinte, să poată să ia un interviu, să poată să zică niște cuvinte. Și performanța, o reglăm noi performanța. Exersăm, facem exerciții, antrenamente și așa mai departe și omul poate să devină competitiv. Poate nu ajunge primul loc, poate nu ajunge campion detașat la 7 secunde, la nu știu ce, la nu știu cum, știi? Dar lucrurile astea se pot învăța. În schimb, partea de imagine și partea de cum te prezinti și cum vorbești așa e foarte importantă, poate mult mai importantă decât. Adică un pilot e o chestie mult mai complexă. Nu este, am venit la circuit, am mers tare, i-am bătut pe aia, am măturat pista, da, cu ei și așa. Contează, cred, mult mai multe aspecte. România ar avea nevoie de exemple, așa, în stilul american, știi, cum a ridicat și pe Michael Jordan foarte mult. Da.
chiar era discuția la început cu he's a basketball player, ce vrei să faci, tennis player, știi, că normal e un sport de echipă, dar l-a ridicat pentru că avea acea etică de sport, muncea foarte mult și genul ăsta de exemplu ar trebui să fie și la noi, pentru că majoritatea consideră sportivii, nu știu, poate că sunt flyeri, poate că fac sport pentru că nu au reușit să fac altceva. Au fost proști. Și n-am vrut să zic să așa, fie, n-au dar, putut să fie ingineri. Dar cred că și unii încă mai consideră asta. Nu, prostii, părerea mea. Că... Și chiar, sau de ce faci chestia asta? De ce nu te duci să ai salariu de 1000 de euro? Cred că știi de ce erau catalogat așa? Pentru că, în general, fotbaliști, să zicem, sau oamenii care făceau sport, nu mai puteau să meargă și la școală, știi? Adică, aveau de ales... Mergeau, dar nu puteai să-ți dai același interes cât să ai note de 9 și 10. Aveam și eu la școală colegi care făceau rugby, care făceau diverse, pe anul liceu de arhitectură, nu aveam nicio legătură cu rugby-ul. Și profesorii înțelegeau și, bă, n-am pretenții de la asta, adică ia-și tu 5-6 acolo, cât de cât treci clasa, că tu faci sport. Și atunci și glumele și unde locuiești, în bloc, note, adică caturile astea, că nu pot să le... Sunt de acord cu tine, dar și acolo notele alea de 8 se dau tot așa, că știu că e sportiv și joacă da, bine. Dar se promovează munca, asta e ideea. Se promovează, da. Nu că muncești pe partea de învățătură, că muncești pe partea de sport, nu contează, da. Se promovează într-un final. Una dintre astea, dacă ești foarte bun, bineînțeles. Da, la noi sunt multe lucruri care sunt la sub nivelul existenței, ca și nivel de normalitate, spre deosebire de țările cu apă caldă. Mi se pare că începe lumea să fie mai deschisă. Aveți apă caldă da. Se mai ia curentul din când în curentul. Când. Curentul, okay. Deci nu apa niciodată. Apa a fost ok până acum. Da? E chiar în bine caldă, știi, și acum că e vară, e cald afară, n-am aer condiționat, cam vine prea cald. Trebuie să bag în frigider. Da, e maker, face figuri. Metro aveți, mă, la Timișoara? Avem vaporașe. Da, aveți. Da, Timișoara e frumoasă. Că oricum, eu beau apă de la Urbire, n-am treabă, știi. Serios? Da. Timișoara? Să strângă banii de curs. Face economie pe toate planurile. Da, da, la noi mai mult, până departe, dar eu cred că... dacă sunt oameni care se implică în motorsport și înțeleg că rezultatele nu au cum să vină într-un an, mă refer la rezultatele financiare, nu la rezultatele de campion și așa mai departe. Oameni care investesc bani, că ori fi parteneri, că ori fi sponsori, că ori fi oameni care investesc în circuite, că sunt oameni care... Habar n-am, diversi, da? Ar trebui să înțeleagă că lucrurile astea nu trebuie timp. Și că lucrurile nu se întâmplă așa de la un an la altul. Noi, și... după 10 ani de curse, am început cât de cât să, na, să uite, să apară un podcast aici, să mă invite unul acolo, să așa. Că m-ai spus și tu că băiatul ăsta care a apărut și a rupt, păi n-am apărut chiar așa, că aveam totuși un palmares, dacă ai fi căutat Vlad Neagă, erau și câteva articole din 2013, din 2012. Doar că, într-adevăr, nu era așa popularizat. Vreau să-mi zică că nu m-am... Asta vrea să-mi zică, nu? Bine, mă, te mai invit la un podcast și o să mai citesc despre tine lucruri. Atunci? Adică da, și eu știa, înainte să vin aici, că îți place muzica și te pictez. Și sunt fel convins. Da, nu. Treaba este că la noi, motorsportul sau sporturile cu motor sau sporturile în general, aveau un drum înainte de 89. Erau cluburi sportive, erau curse organizate în oraș, curse organizate cu mulți oraș, spectatori. Pe aeroport, pe nu știu ce, erau curse de off-road, erau de motociclete, erau de mașini, rally. În concluzie se investea în sport, se investea în sport mai mult. A venit 89 și s-a făcut o mare gaură. S-a ales praful de tot. S-a dus așa, VTM-ul, dacă a mai mers cu raliu, a mai mers ei așa un pic, au trecut pe acolo, au continuat așa. Motocicletele erau numai pe Băneasa și pe mama naibii pe aeroport. Mă uitam eu, se dădeau aia cum creștea iarbă în rosturi la aeroportului și se dădeau pe circuit cu motocicletele și părea așa dezolant, adică nici măcar, știi? Nu știu. Noi, ce-am zis, din 2008 am intrat în fenomenul ăsta și tot ce am auzit au fost povești dinainte, dar nu am văzut cu ochii noștri. Părea oribil. Am fost eu la curse pe Băneasa aici. Se duceau într-un capăt al pistei, se întorceau, mai aveau o șicană la jumătate și aia era tot.
Înțelegi? Asta era cursa. Și după aia... Hai că sunt două șicane acolo totuși. Două, da. Nu e chiar așa simplu. Le-am luat și în braț, să vezi ce fain la 200 când te înclini și pac, îți vine ăsta și zici că ți-ai rupt brațul pe moment. Ba, n-ai nimic cu bunătaie, dar pe moment crezi că ți-ai rupt brațul. Da, și a fost pauza asta, după care oamenii au început să mai investească, că e drift, că e, uite, Moto RC, că e Moto RC ce era, nu? Era... Era Roy de Cau. Unde se dă Denis, unde spate motociclete, nu? Îmi iau eu, îmi vrea gusta și fac tot. E foarte important că a început să se televizeze și să crească acest fenomen. Pentru că, până la urmă, pe asta interesează pe sponsor imaginea. Și, ok, te sponsorizezi, la unde mă văd și eu? Și, într-un fel, au dreptate. Și acum că ei se văd pe... Da, te vezi pe YouTube. În direct. Te vezi pe care YouTube. Sunt totuși 6 curse pe an. Așa. Te vezi pe YouTube. Și de ce trebuie să te vezi la televizor? Știu, sunt de acord cu tine, dar uite, eu spun din experiența mea că de fiecare dată când evenimentele mele s-au văzut la televizor, mie nu mi-au venit mai mult sponsor după aia. Într-adevăr, de-aia nu poate e un început și nu ajută orice am imagine. Am tot crezut în chestia asta și am chemat presa de fiecare dată ca să fie bine. Presa n-a înțeles niciodată că e foarte important ca tu să spui povestea ta, ci ca tu să dai burnout. Adică noi acum, gândește-te că toată discuția asta puteam să o cuprindem într-un burnout de 10 secunde la circuit. Ar fi avut, poate... Impactul era mult mai mare. Impactul era mult depinde mai mare. Depinde ce vrea lumea să vadă. Cei și care... asta dă presă. Dar poate cei care se uită la acest podcast nu vreau să vadă doar un burnout. De acord cu tine. Dar eu îți spun ce înțeleg. Face presa. Da. Presa da, vine și este. Zice, da, vin la circuit să filmez. Nu știu ce se întâmplă. Păi merg băieții acum, motorete, tare, rău de tot, e greu, rău ce fac ei. Periculos, viața. Greu. Și... deci, așa, și unde e spectacolul? Păi uite, e greu să depășești. La unde e poveste din spate. Deci, asta este, da. Și ei vor să vadă numai senzate. Că dacă le spui, băi, eu cad. Cad. În turul 4 cad. Vă zic eu, cad. Da? Venim tot. Să primim asta. Exact ce vorbeam. Am căzut cu motocicleta. Am 1.000.000 de vizualizări. Îți explic cum să ajungi pilot de curs. 17 vizualizări. Ce zic? Adică... în ultimul timp, cel mai mult mă da? Întreabă cum să devin pilot de curse. Și cum devin de... pilot de curse? Prin pasiune, probabil. Și dacă ai bani pe lângă asta, e și mai bine. Deci te înțeleg că te ajută la pasiune? Tot a început prin pasiune. Și, într-adevăr, înainte de 2010, înainte de criză, mergeau lucrurile de obicei. Cam... deci nu era problemă de cașcaval. Era doar de nu, niciodată n-am fost. Full, dar ne-am... ne-am permis două motociclete noi, să zicem. Ți-ai permis două motociclete? Adică taică-mi și-a permis două motociclete noi și echipament. No. Și o remorcă, într-adevăr. No. Investiți de câteva mii de euro, să zicem. Ce s-a început? După aia... da. Bă, asta e cu sumă. 20.000. Zi mă și tu aruncă niște vorbe. La rookies. Cu tot cu motocicletă? Sau are motocicleta deja motocicleta? O cumpără și... sau închiriază motocicletă? Ca să dai un an? Câte etape sunt? 6? Sincer, nu prea știu prețurile cu de la second. Cât ar fi o motocicletă bună? Cât ar fi între 3.000 și... eu zic că 15.000. 3.000 și ce? La 600 sau la 1.000? Am pus 1.500 de euro de etapă. 1.500 de euro de etapă. Păi să mă gândesc de tine. Și cheltuială. Pe motocicleta să zici, hai, pun o pregătire, hai zici 5.000 de euro, să zice. Motoreta, să dai bani, să dai bani, da, 5.000. Da, okay. Nu o cumper chiar la fix, îi schimbule așa, consumarilor, să zicem, cât, 5.000, ca să fie cât de cât. Da, ok, nu cea mai bună. Așa. Dar ție, asta când zici 5.000, o motocicletă de curse, pregătită de curse, nu o motocicletă stoc. Păi e una de stradă și ți-am zis, cum poți să faci, schimbi carene okay. Și nu, no, să okay. Fie ceva chiar wow, știi? Crede-mă, e cineva care se dă cu naked-ul la rookies și jumătatea bună. Că m-a întrebat lumea, se poate merge tare cu naked-ul? Și am zis într-un fel, păi, e jumătatea bună, tipul. Bun, așa. Adică băiatul îți dă cu naked-ul la rookies? Da, frate. Da, și pierde pe linia dreaptă, dar pe viraj te depășește. Okay. Și apoi echipament. Na, ok, să zici că ai motocicletă și echipament și... eu, mie îmi trebuie... minim 3 seturi, 3 anvelope de spate și 2 de față, noi. La un weekend. La un weekend. Da, de bine până minim. Aruchis, nu știu, mai puțin. Cât costă o anvelope? Jumate, sub jumate.
200 de euro, 100 de euro. Nu am locul de curse. Mai mult. 300 de euro anvelopă? Cam. Bă, ăștia sunt golani. Ăștia cer 300 că mă câteau doar 2 roți, mă frate. Dacă aveau 4 era mai ieftin. Deci când a fost în campionatul mondial de supermoto, 300 de euro. Puseseră organizatorii limită de anvelope. 8 anvelope pe weekend, știi, ca să nu fii să-ți schimbi la fiecare 10 minute anvelopă nouă, știi? Dar niciodată n-ajungeam să terminăm toate stickerele alea. Maxim aveam, deci 2 seturi. Noi erau pe etapă, unele în calificări și unele în curse și atât. Și cu alea folosite mă mai duceam în antrenamente din următoarea cursă și tot așa. No. Și mă mai ruga tata să îl împrăște engleză și mă mai ruga, hai du-te la aia, zici dacă na, nu ne dau niște anvelope sau dacă nu vor să ni le dea așa, n-a zis cât ar costa, știi, să le luăm second. Nu, no, trecut și prin chestiunea asta, așa era. Și ce? Și acum, na, adică dacă am anvelope uzate sau așa, de obicei și tata le, uneori, ori le dă pe sume mici, ori le dă, zice, ok, folosește. Pentru, na, pentru mie încă pleacă spatele, dar dacă nu accelerez chiar așa la limită, încă mai ține. Știi? Eu chiar pot să scos din bun. Deci, 4-6, 4-7, ok. Da, mă, sunt diferent. Da, e greu asta cu zi o sumă, nu știu. Da, sumele... Unde dormi în dubă, unde da. Dormi la hotel, ce vrei să mănânci? Pizza, corect, ți-aduci da. Mâncare de acasă? Câteva mii de euro să-și asigure motocicletă și echipament. Și apoi, nu știu, taxa de înscriere de 100 de euro, cazare, mâncare și un set de anvelope, să zic. Da, câteva sute de euro pe weekend, să zic, la mine. Da, ei plătesc câteva dacă sute. Mai ieși poate din nici nu cheltuie 1000 de euro. Aia, pe duci acasă și te culci, adică nu poate nici nu cheltuie unii 1000 de euro pe weekend. Da, depinde da. Și de ce avantaje au. Bă, am prietenul ăla are dubă, îmi dă dubă, ăla are nu știu ce, ăla mă ajută cu aia, ăla... Îi dai bani de benzină, îți duce motorul da, și atunci perfect da. Și tu vii. Da, zis. Poate eu câteva sute de euro pe weekend de scurt. Deci tu ții motocicleta în București, nu? Nu, la Sebiș. De ce la Sebiș nu în București? Dacă acolo stă tatăl meu, acolo lucrează. S-a mutat din Timișoara și a reajuns în Sebiș. Cu job. Și motocicleta asta la el? Da. Să nu cumva să umbli tu pe ea. Păi sincer, nu știu să umblu la ea, știi cum ar fi. Bine, cred că dacă mă chinui, cred că știu să schimb o roată, poate, dar... Trebuie să mă uit de două ori să fiu sigur că am pus-o bine. Dar rămân la el, dacă chiar așa la cross mă duc, mai iau motocicleta, dau un pic la antrenament. Nu ai unde să te dai cu ea, sincer, când o să iau. E, cu aia de curse nu, dar mă gândeam că dacă sunt atât de multe etape în București, mă rog, mai are sub ce lucrări cu la Timișoara. Păi, cineva trebuie să se mai și ocupe de el. A, să vorbești și tu, nu? Să te auzi și tu, da? Chiar mă gândeam, oare ce te auzi așa? Nu se aude, nu. Știu principiul de funcționare a unui motociclete și nu cred că nici cei din MotoGP nu sunt mari mecanici sau nu sunt mari fizicieni, ci pur și simplu important să mecanicul să te cunoască foarte bine. De aceea e încă un plus pentru că tatăl meu clar mă știe bine. De când erai mic. Da. Putem să zicem că ne știm de viață. Da. Și, de viața ta. Și tot timpul am fost expresiv, am știut. Și el asta zice că... Ce face motocicleta? Da, așa este. Cum crezi că explici unui copil de 6 ani să ducă mai înturați motorul? Cum îi zici? Du-l și tu cu 400 de ture mai sus în virajul ăla, că nu știi cum e la doi timp. Știi cum e doi timp? E ca o drujbă. Ori bip, bip și zice... Deci schimb când e bip, bip, acolo sunt. Așa da, se explică. Da, e foarte important. Ne-ai văzut și pe Rossi și vostru, în da. MotoGP, în care cel mai... Sau Pedrosa, cum explica la... Ding, 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 ding. Era o compilație din aia și zice... Foarte, foarte bine explică, într-adevăr. Și ești cei mai buni mecanici din lume, nu? Acolo da, alegi da. Unul din Japonia, unul din aia și... Da? Și te duci la ei și le zici... Ding, 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 ding. Ding, da. Ding. Așa faci. Aha! Ia vedeam. Bă, nu mai face din face. Așa și se îngroapă un pic și zice, bun, atunci așa zice. Da. Așa este. Da. Trebuie să dai feed. Și am fost foarte pretențios. Eu sunt pretențios de lungul timpului și cu frâna și cu anvelopele și zic, aia nu ține și aia nu merge. În sensul, dacă ai venit odată, cred că dacă ai venit odată în boxă,
plântu-s așa, zici că e ultima motocicletă de pe lumea asta, știi? Sau dacă mai era mai demult, zicea, hai dă-te și cu motocicleta mea să zici cum e. Zic, bă, nu prea vreau să mă dau, că na. Nu, dar hai, te rog, insista el. Zic, bă, nu o să zic debil. Nu, dar te rog, fii sincer, și mă duc și zic, bă, pe lângă că frâna e praf și alea nu știu ce și bine, la mine frână praf înseamnă dacă nu strângi cu un deget și nu prinde blană, mi se pare că, bă, se poate și mai bine. Da, și de aia zic, chestiile astea care... Astea sunt... Într-un fel, asta te și împinge spre mai bine, știi, și toată lumea poate să facă față și e ambițios și așa și... Păi... Da, poate să facă fața adevărului. Da, poate să suporte adevărul. Păi nu să mai par și eu un pic ăsta așa, că mi-a zis că podcastul trecut, că poate l-am făcut un pic să pară prea rău decât e. Nu mai știu exact cum am formulat și poate a zis că mai făcut să par că parcă eu sunt ăla rău așa și ia uite acum știu, mi-a sunut și eu că și eu sunt de multe ori. Da. Da, la mașină, da. Da. Ajută pentru că înțelege el exact, nu mai să se explice cuiva care ăla la dâng, poate a crezut ceva și tu de fapt te-ai referit la altceva, dar asta cu motocicletele. Nici nu vreau să-mi încarc mintea cu o mulțime de detalii tehnice, pentru că eu până la urmă, poți să-mi faci aia să meargă, da sau nu? Că eu trebuie să mă concentrez pe trasă, unde frânez, unde pun gazul. Nu mă interesează exact câtă presiune pui tu sau exact rebound-ul de la, știi? Corect. Na, adică câte click-uri mergi pe spate? Eu zic dacă e mai bine sau dacă nu e mai bine. Mm-hmm. Cel mai nasol e pentru un mecanic, un pilot care nu dă feedback. Îi faci suspensia și întrebi cum a fost. Foarte bine. Păi hai să ți-o fac mai așa. Da, dă două ture, cum a fost? Bine. Da, da. Nu mai înțeleg, chiar un prieten zicea, un pilot rapid nu e niciodată mulțumit, știi? Pentru că la un moment dat ajungi la faza aia de mergi așa, duci motocicleta aproape de limită și simți că începi să pierzi față sau nu. Adică ajungi un pic la limitele alea fizice, știi? Care motocicleta nu mai poate să stea perfect și începe să plece și zici, pleacă, știi? Și la un moment dat stă și toată aici și zice, bă, mai pot să ți-o fac mai mult, că dacă ți-o fac așa, pierzi pe aia, tot timpul un compromis. Și zice, bă, așa e că nu ești tare, adică. Ai văzut cum le face la MotoGP motocicleta? Bă, și dacă ea n-au cele mai bune suspensii din lume și cei mai buni mecanici, da. Și le fac mai urât decât mi-a făcut azi. Da, decât ne face nouă, știi? Da. Și, na, ei nu se plâng. Sau se plâng, dar zic, bă, așa e, dacă vrei să mergi tare. Nu poți să ai și aia și aia. Da, tot, să facem așa, opa. Nu mai încet de vă grăbiți așa. Cheltui mai puțin. Dar n-ai avut curse în care ai zis, bă, ulas, mă, ce trebuie cu pe primul loc, la 10 secunde. Dacă ai avans foarte mare, bineînțeles că nu îți rup capul în următorul viraj și zici, hai că un pic mai încerci să termin cursul. Clar, adică nu ești kamikaze. De ce merge bulgarul așa tare? S-au fost învățat. El are mai mulți ani în viteză decât mine. Eu știu de când mergeam la supermoto. Și s-a dat la scutere, s-a dat la viteză, s-a dat mulți ani. Deci a fost are mai multă experiență, are mai mulți kilometri de cursă. Are mai mulți kilometri, are mai multe căzături. Stăteam și în primul an, era la Seres, în primul an la meu de viteză. Și bineînțeles că voiam să-l întreb, să mai aflu și eu, știi? Și cum faci în virajul ăla? Păi uite, fac așa, dar ai grijă că e o groapă acolo și am picat. Bum, și în virajul ăla cum faci? Păi și în virajul ăla vii așa pe frână, dar vezi că poți să pierzi fața că și acolo am picat. Și o stat un pic și s-o gândit. Stai că am picat în fiecare viraj. Am picat și în virajul ăla în care nu a picat nimeni. Deci ca să zică Milan că a căzut cel puțin o dată și mai, în unele viraje de mai multe ori, toate virajele de pe circuitul SRS are câteva viraje, adică nu 10. Nu cred că sunt multe. Dai seama câți bani a consumat, cât tot și la un moment dat trebuie să devii bun. Deci are mai multe exerciții. Dar și riscă foarte mult. Și uneori riscă părerea mea mai mult decât ar trebui. Da, poate nu riscă. Poate mi se pare că nu riscă. Așa merge. Mai cald, poate nu riscă. Fiecare cum consideră. Da, asta vreau să dar, ce spuneai tu de motocicletă, deci de testat. Știi? Unii oameni funează cu două degete. Tu funează cu un deget. Ți se pare că funează bine. Lua, îți pare că funează prea tare. E o vorbă, știi? Extremul meu nu e extremul tău. Multul meu nu e multul tău, puținul meu nu e, știi? Adică
cât o avea mare, domnule. Eu n-am zis că a făcut ceva greșit. Eu n-am zis că a făcut ceva greșit. Da. E doar o părere de în afară. Da, da, da. Nici eu n-am zis că face ceva. Oricum, el a declarat că poate să meargă și mai tare, nu? Și mai tare, dar nu vrea. Păi atunci, prima etapă, a zis că dacă mai erau două ture, ajungeam eu pe unul, nu știu ce, da. Și... Mă. Okay. Am auzit discuția, da, am auzit discuția cu George, am auzit, da, s-a luat de el, ceva, da. Da, am auzit, da, a fost un pic așa de scandal. Da, declarațiile astea sunt, ok, și de ce nu spune, da. Da, bine, da, sunt, știi, fiecare sunt părerea. Băieții, da. Și un flăoule, arate, nu, că puteam, ba nu, eu puteam, ba nu, făceam, ba nu, dregeam, ba nu, eu pot, ba nu, eu fac, ba nu, dar n-am putut acum că motoreta, dar acum n-am putut anvelopa, da. Încerc. Eu încerc să-mi asum cât de mult. Nu e neapărat, cum să spun, o scuză și hai să dăm vina pe motoretă că nu putem noi. Tu știi foarte bine că ți se poate întâmpla, mai pății, cu mâna, cu anvelopa neschimbată, cu motocicleta, cu reglaje, cu setări. Adică nu sunt neapărat scuze de-astea, hai bine, că n-am mai putut și a dat vina, știi, pe motocicletă. Poate chiar asta s-a întâmplat, adică e greu să prinzi o cursă în care să... Bine, primul lucru am zis că am avut din cauza mea, din cauza mușchiului și așa. Asta a fost, pur și simplu. Nu, se întâmplă uneori. Da, mă, da. N-a fost chiar locul 1, dar și locul 2 a fost foarte bun. Adică... Și este foarte bun în lupta pentru campionat și așa, și așa, și așa. Chiar am fost mirat de cât... Că ce fericitat am fost. Știi că am fost un pic mai harș cu mine. Știi că, bă, ok. Dar lumea m-a încurajat și apoi am stat și am gândit așa. Așa e. Hai salvat, hai să ai du... Nu poți, nu poți să câștigi tot, știi? Adică nimeni nu... Nu, nu. Nu, cum nu poți să mulțumești pe toată lumea. Da? Țin nu minte poți. Că după m-am uitat la Michael Jordan. Ai văzut... Nu. Nu am văzut filmul, dacă m-am întrebat. Serialul acela pe Netflix. Nu, nu. The Last Dance. Nu mă uit la seriale pe Netflix pentru că provoacă dependențe și nu mai pot să dau. La chiar e bun. Sunt o pisică curioasă. Uite-te la chiar e bun. Deci te-ți mă uit în continuu. N-am cum să mă culp. Uite, eu știu că mai e un episod acolo. Nu încep nimic. Nu mă uit la seriale. Te-au pe Fulgere pe Doros, nu-i seriale, doar film. Brad Pitt, narator, frumos, MotoGP, Casey Stoner. Trece din era lui Casey Stoner până și de mai devreme, da? până la Marquez. Până... Cum se numește? Fulgere pe Doros. Fulgere pe Doros. Doros. Da. Și cu era Rossi lui. Când s-a mutat la Ducati. Cu multe, da. Multe. Știu că am urmărit. Și mă uitam la... Nu la, mi-a plăcut. Era la Michael nici Jordan. Nici cu Stoner, nici cu Rossi la Ducati. Nu mi-a plăcut deloc. Era un pic mic. Mă uit la Pins. Da. Și mă uitam la Michael Jordan și cum era el the best, știi? Și muncea foarte mult. Dar cum aveau campionatul acela cu NBA, de era West Side, East Side, știi? Da. Cine câștiga acolo mergea în finală. Na, ei trebuia să învingă Detroit-ul, care la vremea era foarte bun și aveau jucători foarte puternici. Și cea mai mare problemă a lor era Michael Jordan. Adică dacă ăla îmi scria cel mai mult, na. Și acolo au făcut Jordan Rules. Că erau reguli din aia, dacă pătrunde acolo, îl împinzi pe stânga, dacă așa faceți orice îl încurcați. Și dacă vrea să pătrundă pe baseline, direct dați cu el de pământ. Și iar mai întrebă unul și dacă dacă ajunge cumva să ajungă acolo, ce se întâmplă? Dai cu el de pământ, deci nu hurt him direct, știi? Nu era așa de strictă regulile cu violență și așa. Și vedeai cum pierdea meciul și era cu lacrimi în ochi și zicea, da, they were the better team, asta e la anul și așa s-a întâmplat. Doi. Nu știu, 3 ani la rând cât a fost atunci, până când a avut, na, și cu echipier destul de bun, că să depășească momentul. Deci nici el n-a putut să câștige tot timpul, știu. Îmi place și reclama aia lui cu I missed more than 9,000 shots in my career, I lost almost 300 games, 28 times I was trusted to take the game-winning shot and missed. And this is, because of that, this is what I am today. Să termine. Numai failurile alea. E mare lucru căzut, să realizezi lucrurile astea. Știi, pentru că oamenii care sunt, cum ar fi în locul tău, care ești campion, ești dintre cei mai buni acolo, ești, știi? Adică ți-e foarte greu să accepti că ai putut să pierzi o cursă. Sau că, știi? Păi n-am... Te macină. Păi, cel mai bun. Ce am pățit? Ce s-a întâmplat? De ce? Și a venit ăla, e mai bun ca mine. De multe ori fiu cel mai bun. E o dramă că ajungi pe doi și apoi te gândești la unii care, bă, și-ar da
un deget să fie odată pe podium sau câți piloți nu ar visa un podium de MotoGP. Nu, nu să câștige ca un podium. Momentul ăla lor. Oameni n-au fost care s-au dat la curse, care au fost foarte buni și n-au câștigat niciodată. Au fost acolo și mai nasol. Aia care erau foarte buni, dar au avut ghinionul să se naște, să se nască cu cum a fost cu Jordan și Scottie Pippen, da. Știi că era el second best la tot. Și dacă n-ar fi fost Michael Jordan, probabil Scottie Pippen ar fi fost. Și de seama că și ei muncesc, sunt cei mai buni din lume, da. Și să vină unul să zică, pe lângă că muncești toată viața ta, să zică, tu niciodată nu o să poți să fii cel mai bun, tu va trebui să-l ajuți pe ăla să fie cel mai bun. Da. Asta e, acum mă gândesc, e foarte greu așa de... E foarte greu de digerat, dar gândește-te că totuși ești al doilea cel mai bun, adică... Dar câți au auzit de Michael Jordan, câți au auzit de Scottie Pippen, știi? Din nou, așa, dar așa e viața, n-ai ce să... Ce da, nu trebuie să te condamn pentru lucrurile astea și e normal să fie așa, n-ai cum să fii cel mai bun, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea, trebuie să te împaci cu tine, trebuie să... Poți, la sfârșitul zilei, să închizi ochii și să zici, bă, eu astăzi am făcut numai lucruri bune, am încercat am făcut tot fac... ce am putut, de aceea întrebarea aia cu, na, discurse în care zici, bă, n-am prea mers, nu, uite, din cauza asta, pentru că ajungi să stai să te gândești. Da. Cel mai nasol e să ajungi cu regretul ăla, pentru că mulți de-mi întreba, dar de ce nu v-ați lăsat de cursă? Dar de ce? Uneori chiar na, simți că, bă, pentru ce fac toată chestia asta, că nu, știi? Dar... ajungi și la un moment dat, bă, hai să încercăm tot ce se poate și dacă nu o să meargă, nu o să meargă, asta e, dar să nu ajungi, nu știu, poate iei alt drum în viață și poate nu ești mulțumit cu drumul ăla și ajungi, stai să te gândești, bă, dar dacă nu m-aș fi lăsat atunci, dacă, știi, nu renunțam, așa, cred că ar fi cel mai nasol lucru, știi, să ajungi să, întotdeauna să zici dacă și să fii nemulțumit. Întotdeauna o să fie acest dacă. Dacă îl bagi în ecuație, întotdeauna să fie acest dacă. Dacă l-ai băgat acolo... Foarte, foarte asumați, care e întrebat și atunci când nu-ți ieși chestia aia, când nu-ți ieși chestia aia. Și zic, bă, a fost experiență din care am învățat, a fost foarte ok, știi? Și așa a fost. Dacă ești cu ceva băcurs... Mulți care au pierdut business-ul, că, dacă și vezi că nu asta, au regrete și cred că asta e cel mai important în viața posibilă. Dacă învățat ceva din asta, da. Tot ești cu plus. Că ai pierdut financiar. Chiar zicea unul că în viață nu este despre, ei, a trebuit mulți ani să-și dea seama că life isn't about winning, it's about losing, știi? Adevărat. Și asta au zis Mike Tyson. Asta Mike Tyson. Să poți să înțelegi că ai pierdut, să poți să înțelegi că ai făcut tu pentru tine tot ce a fost mai bun, să nu zici, bă, am băgat picioarele alea, ai pierdut, că atunci nu e ok. Și dacă tu ești împăcat cu tine, să știi că rezultatul nu prea contează așa de tare, adică... Tu lucrurile astea le faci pentru tine în viață, nu? Tu, sunt emoțiile tale, sunt trăirile tale, sunt amintirile tale și cum ar spune unii pe lumea elaltă, nu te duci cu nimic decât cu amintirile, nu te duci nici cu casele, nici cu motocicletele, nici cu circuitele, nici cu nimic din ce ai construit în viața asta, tu și cu amintirile tale și cu trăirile tale care doar tu, când îți aduci aminte de ele, îți faci pe ea de găină. Și atunci, pentru asta e tot, știi? Nu pentru fani, nu pentru bani, nu pentru... diverse, știi? Femei, stai cum să vină și atâta femei, am avut campion și... Nu, nici de cum, nu. Da, ți-am zis, cu muncă, cu răbdare, eu zic că lucrurile se vor mișca, 100%. Și dacă tu ești un om bun și gândești pozitiv, automat le atrage lucruri pozitive. Nu înțeleg care e hate-ul în campionat. Ce? Hate-ul ăsta. Piloți, chestii din astea, ne gândim că ăla nu face, pe mine nu mă dă, nu-mi dă, mie nu-mi face. De ce există chestia asta, nu înțeleg? Nu știu, eu nu hate pe nimeni. Nu? Bineînțeles că nu-ți convine când pierzi, dar asta nu înseamnă că îl urăsc pe ăla sau așa, nu. Hey, primul urât, pe care îl urăști, poate ești tu, știi, că ai putut să faci mai mult. Nu, chiar tatăl meu era tot timpul de părere că era mai mic. Și, na, trebuia să mă bat cu unii care poate avea multă experiență, poate avea un motor mai bun, mai mulți bani, mai mult antrenament. Dar uite-te la ce motor, dar uite-te la ce vine, știi ce antrenament. Trebuie să ajungi la nivelul ăla de să-i bați cu armele lor, știi? Și atunci nu mai am ce să zică și ce să facă și ce să... Deci asta a fost răspunsul nostru. De-aia ți-ai luat Suzuki. Ai, de mă, bă, ori batem cu Suzuki, ori ne lăsăm de curs.
Mai era o cursă. Bă, ori îl depășesc pe ăsta, ori nu, de mine mă curse. No, tatăl meu nu a crezut că o să câștig Motorceu în primul an. N-a crezut în tine? No. Adică n-a... Da. Ce ți-a zis? Bă, lasă-mă că ieși și pe locul 3-4 acolo. E bine așa. E, și-a dat seama în momentul când era la bătălie cu Cazacul, dar nu am luat pole position atunci. Dar am fost foarte aproape de el și nu mi-au ieșit turile și atunci și-a dat seama că putem. Dar țin minte exact, l-am întrebat prima cursă, zic că nu știu dacă pot să bat, știi? Și zice, cum adică nu, știi? Și m-a încurajat, cum adică, se poate oricine, știi? Și, și apoi am zis, da, ok, și mi-am asumat. Nu eram sigur dacă se poate sau nu, dar îți asumi situația, faci ce poți, cât de bine poți și a ieșit bine. Da. Urmează rezultate. Tot timpul este piedic așa. Într-un fel mă bucur că fără concurenți puternici nu ajungi. N-are niciun rost, în primul rând, dacă n-ai concurenți puternici, te păcălești pe tine în primul rând. Ai, într-un fel trebuie să le mulțumești, că îți mulțumesc că ai fost așa de bun și că a fost așa de greu să... Asta vreau să zic de locul 2, că dacă locul 2 n-ar fi, nici tu n-ai ajunge acolo, nu te-ar împinge de la spate, știi? Și contează mult concurența, că te face să devii ce în ce mai bun. Și da, au și un rol foarte important în dezvoltarea ta. Avem planuri de MotoGP, oare? Noi avem, o să vină și buget. Mai să vină buget. Bun, eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, 2 ore și ceva. N-am stat tot ziua din tău, nu? 2 ore a fost minunat. Da, doar 2 ore, da, știu. Trece repede timpul și noi am mai vorbit mult și înainte să dăm drumul la cameră și mi-ai spus lucruri care erau mișto să le primim de podcast, dar asta a fost. Nu, că mai vine, dacă mai vreți. Mai facem. Mai facem și mai filmăm la circuit, că dacă, uite, Marius e implicat și mie și place, mai filmăm etape de MotoGP în care să apar și tu, să apară și alți piloți, să fie și un pic de behind the scenes, să vedem care sigur, e super. Emoția dinaintea cursii, cum se pregătesc lucrurile, cum în jură taică pe acolo și altul cu cheile. Nu, nu, chiar e foarte rezervat. Ai zis că e... Nici nu prea poți să vorbești cu el în ziua cursei. Chiar îți cere scuze tuturor partenerilor care vin, zic scuze, dar nu pot să vorbesc atunci că trebuie să pregătesc motocicleta. Și înțelege lumea. Sunt toate lucrurile astea din spate. Sunt, care ți-am spus, mie mi se par foarte interesante și poate cu ocazia asta văd și băieții ăștia care sunt pasionați de mașini, parte de motociclete, văd parte de circuit, poate cuiva îi se aprinde un beculeț, zice, haide măcar să încerc, să văd care-i treaba. Eu zic că e tare că o să aveți succes la fete, asta e clar. Și toate fetele să fie nebunite după voi, în combinezor, motociclete, super sport, nebunie, deci vă spun. Cum eram eu în tinerețe, când veneau oamenii și spuneau, salut! Tu ești instructor aici, da? Poți să o dai și pe prietena mea? Ei, nu dau eu. Da, gata. Dar era instructor, măcar. Eram acolo, nu eram instructor. Făcusem un circuit și ziceau aia că sunt instructor. Nu eram, dar mă descurcam. Le dădeam bine. Mașina. Da. Ăsta a fost podcastul. Vă mulțumim și îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Că ai venit și că ți-ai făcut timp pentru noi. Cum să mi-a făcut plăcere. Și mai facem ori de câte ori avem ocazia, ori de câte ori avem timp și ori de câte ori avem... Da, așteptăm în mesajele voastre pe cine vreți să mai vedeți, de la MotoRC, de la Rally, de la habar n-am, nu știu, pe Șeremet, dacă vreți să-l vedeți. Bă, nu știu, habar n-am, pe cine vreți voi să vedeți, lăsați coment în YouTube și noi îl contactăm, pentru că vreau să vă spun că... Dacă sunt oameni care au emoții, care nu le scriu vedetelor sau campionilor sau, nu știu, aveți așa, îi puneți pe un piedestal și aveți impresia că dacă au 100.000 de followers sau așa, nu vă răspund, eu zic să le scrieți pentru că ați rămâne uimiți de faptul că unii oameni chiar vă și răspund. Iar lui Vlad, dacă aveți nevoie de sfaturi și așa, eu l-am convins să-și facă Patreon și să încerce să vă învețe contracost. Lui Daniel i-am răspuns. Mie mi-a răspuns pe Instagram fără, da, na, vorba aia. Da, m-a fost bun.